Sigur că dacă ar fi să ne întrebăm și să primim răspunsuri, să facem un sondaj de opinie, poate că am găsit multe întrebări și multe răspunsuri care să ne fie de folos nouă și adunării. Și bineînțeles că mă refer la un dor legat de adunare. Poate că cineva ar dori ca adunarea aceasta să fie mai mare, mai puternică, mai numeroasă. Poate altcineva ar dori ca, știu eu, să avem o casă mai mare și mai frumoasă, mai spațioasă. Și dor pot să fie multe, multiple poate să fie dorurile noastre. Cu privire la adunare, cu privire la biserică, cu privire, poate chiar la casa aceasta. Și cred că fiecare am putea să ne exprimăm un dor. Eu știu, surorile tinere ar dori ca să fie un cor frumos pe voci. Sau chiar o fanfară. Deci poate să fie multe dorurile noastre. Și m-am gândit și când s-a cântat cântarea De tine simt nevoie, m-am gândit la versul acela și m-am gândit la dorurile noastre. Și m-am gândit la o dorință pe care Sfântul Apostol Pavel o avea și pe care ne-o spunea Tesalonicenilor. Și aș vrea să citim de la capitolul 3, de la 1 Tesaloniceni, câteva versete în care Sfântul Pavel le spunea Tesalonicenilor, dar cred că lucrul acesta este și pentru noi toți un prilej în care să urmărim la gândul pe care l-a avut. Spuneam mai înainte despre dorurile noastre, despre casă, despre număr, despre cântări, despre un cor, despre nu știu ce. Toate sunt lucruri frumoase și bune, dar considerăm că lucrul cel mai util și de care avem cea mai mare trebuință de s-ar potrivi cuvântul acesta, de la capitolul 3, începând cu versetul 9, cum putem noi oare să mulțumim îndeajuns lui Dumnezeu cu privire la voi pentru toată bucuria pe care o avem din pricina voastră înaintea Dumnezeului nostru? Zi și noapte îl rugăm nespus să putem vedea fața, să putem împlini ce mai lipsește credinței voastre însuși și în fața celorlalți oameni, așa cum au făcut-o. Mi-aducem aminte cu orbul din Erihon. Ce vrei să-ți fac, a întrebat Domnul. Vreau să văd. Era dorul lui să vadă, dorința lui să vadă. Și alții și alții care au dorit să-l întâlnească, un Zacheu și alții l-au dorit și apoi l-au mărturisit. Și apoi l-au slăvit înaintea oamenilor. De aceea și Dumnezeu să ne ajute pe noi în seara aceasta, ca bucuria noastră să fie mare și apoi să avem și noi ce împărtăși cu frații noștri sau cu ceilalți care n-au putut să fie până în seara aceasta aici. Sfânt să te rog. Voioasă ca pe un pământ edenic,
pe pace, troienit. Să-i spun odată clipei, rămâi, ești prea frumoasă. Și-am străbătut pământul, dar pace n-am găsit. Am căutat iubirea ca pe un cer al firii și-am vrut să ies în cale cu ramuri de finic, să sorb din cupa lumii nectarul fericirii și-am spart în țândări cupa, căci n-am găsit nimic. Am căutat zadarnic, dar într-o primăvară am întâlnit în cale deodată un drumeț. Pe umerii săi trudnici purta o grea povară, o sarcină de zdrențe, de cioburi fără preț. Trecea pe cărăruie, întâmpinând vazjocuri, lăsând să rupă câinii din haină cât un fal. Urca pe colț de stâncă și în urma lui, la locuri, vedeai pe piatra rece sclipiri de sânge. Și totuși, în privire, avea un cer de taină cum n-am văzut în lume în ochii nimănui. Și-am vrut să-i smulg povara, dar am căzut cu spaimă, căci mult mai grea ca plumbul era povara lui. Am ridicat de grabă și n-am ajuns din urmă să aflu ce comoară în sarcină a strâns, dar am simțit că viața ca de un prăpăd se curmă când am privit prin zdrențe, tremurat de plâns, cât se vedea în povară un clocot ca de ploacă, un colcăit de drojdii, un spumec de scursuri, tot ce-i murdar și putred în lumea asta întreagă vuia. Privind grumazul sărmanei lui, pui. Dar unde duci, străine, povara ta ciudată? Povara de o sândă sub care atâta pleci? M-a întrebat drumesul, iar el mi-a spus în șoaptă. Spre apele uitări, ca să o arunc pe rece. Dar tu, vorbi străinul urcând încet privirea, dar tu pe cine cauți înnourat și plâng? Eu, am răspuns în sila, eu căutam iubirea. Iubirea? Răspunsul străinului, eu sunt. Cum să fie, Domnul? Iată o zi în care parcă fiecare dintre noi am vrea să fie o zi din zile fiului om. Iată o zi în care Dumnezeu este gata să vină în ajutorul nostru. Iată o zi în care fiecare dintre noi vrea ca Dumnezeu să noi să ne deschidem inima la și să putem primi cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este prilejul iubitii noștri. Strângerile noastre nu și-au niciun rost, niciun efect, dar pentru noi nu rămâne orice întâlnire, orice prilejul de binecuvântare, dacă nu rămâne în inima noastră cuvântul lui Dumnezeu și dacă nu rămâne amintirile acestea sfinte de părtășii. Aceste iubiții noștri ne vor ține pe tot parcursul vieții noastre. Pentru că în acestea este Hristos. În acestea Domnul Dumnezeu nostru vine totdeauna în ajutorul nostru și ne binecuvintează. De aceea, dragii noștri,
pentru că sunt adunări de mulțumire. Noi ori de câte ori ne întâlnim și ori de câte ori avem prilejul să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, noi nu avem decât să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a ajutat ca să putem strânge, ca să putem viețui împreună cu El. Pentru că aceste, iubiții noștri, binecuvântări sfinte, totdeauna ele ne vor însuți în orice vreme, pe orice drum, chiar dacă e mai anevoios, dar dacă El a rămas în inima ta, te vor însoți. Și atunci, iată, dragii noștri, ne bucurăm și de prezența Domnului și din ziua aceasta, pentru că El a găsit cu cale ca să venim în mijlocul Lui, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să ascultăm binecuvântările pe care El caută să ne le dea tuturor. Dar de multe ori vedem că chiar și între apostoli, ei veneau și viețuiau, trăiau împreună cu Domnul și de multe ori se iscau între ei și își puneau întrebarea, oare cine să fie cel mai mare? Iată, dragii noștri, ce este omul? Iată că omul de multe ori zice, gândurile lui omului nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Și de multe ori poate noi plecăm la adunare, dar poate noi nu suntem însetați și nu căutăm cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Și doar atunci, în mijlocul adunării, Dumnezeu lucrează într-un chip minunat și poate răscolește inima noastră și abia atunci ne dăm seama că noi n-am plecat cu atâta dorință și cu atâta ardoare să vedem cine mai vorbește Domnul și în ziua aceasta pe care El a pregătit-o, așa cum zice psalmistul. Că aceasta este ziua pe care a pregătit-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Ziua aceasta, prilejul acesta, este iubiții noștri pentru noi. Să ne bucurăm și să ne veselim. Pentru că dragostea lui Dumnezeu vine peste noi. Și El caută mereu să ne aducă locuri binecuvântate. Și cu ajutorul Domnului vrem să citim din Sfânta Evanghelie de la Luca, din capitolul 22. Cu versetul 24. Între apostoli s-a iscat o ceartă ca să știe care dintre ei avea să fie socotit. Vedem cum între apostoli s-au iscat această ceartă. Când ei știe că Domnul era acela care le putea și făcea atât de lucrări minunate și cum ei de multe ori, iubiții noștri, își spuneau, se uitau poate că și la Sfântul Ioan când spunea acolo că el auzea printre ucenici că el n-are să mai moară. Și Domnul când a auzit discuția aceasta între ei, ce vă pasă vouă? Deci, iată, dragii noștri, datoria fiecăruia dintre noi, noi să venim mai întâi la Domnul Iisus, noi să venim mai întâi să ne recunoaștem păcatele noastre, noi să venim mai întâi la picioarele crucii și să ne vedem starea noastră. Și atunci Domnul este acela care pentru fiecare va găsi un loc și pentru fiecare Dumnezeu va așeza. Pentru că această rânduială și aceasta nu depinde de oameni. Aceasta este după cum Dumnezeu găsește pe fiecare să-L așeze într-un loc potrivit stării prin care El a dorit, pentru care El a cercetat și în care El a rămas ferit la picioarele crucii. Și atunci, iată, dragii noștri, că Domnul Iisus le spune, voi sunteți aceia care ați rămas necontenit în încercările mele. Iubiții noștri, frate, aceștia sunt oamenii cei mai mari. Aceștia sunt oamenii lui Dumnezeu care a rămas totdeauna pe acest făgaș
care a rămas totdeauna în lupta aceasta, dar cu mâna totdeauna sus și cu inima totdeauna la Iisus cel răstignit. În luptele acestea care se dau și care vin, iubiții noștri, iată că Dumnezeu are oameni, totdeauna va avea, pentru că cei care slujește Dumnezeu, cei care rămân credincioși făgăduinții și cuvântului Lui, Dumnezeu pregătește la fiecare un loc de cinste, dar interesant. Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit în încercările mele. Acolo este lupta cea mai mare. Acolo aurul se curățește. Acolo Dumnezeu caută să aducă pe orice suflet și ca orice copil al Lui trebuie să rămână, iubiții noștri, în toate frământările și în toate încercările. Acesta este dovada că El a rămas în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. Dacă El nu ascultă și nu rămâne smerit la picioarele crucii, atunci pentru El, cuvântul lui Dumnezeu, El va fi pentru El o mărturie în ziua judecății, pentru că nu L-au păstrat și pentru că El n-a rămas în încercări. De multe ori, iubiții noștri, pentru că calea aceasta este cu spini, ea este încununată și cu binecuvântări, dar ea de multe ori, calvarul acesta trebuie dus, așa cum Domnul Iisus totdeauna a luat crucea și vedem în cele 13 popasuri prin care El ducea această cruce, iubiții noștri, și pentru tine, și pentru noi toți, Domnul a pregătit o cruce. Nu mai putem pătrunde, mărturisiți pentru Hristos. Convingeți conștiința că totul este în veci frumos. Când seamănă și așteaptă cu răbdare ca rodul să-l culeagă toamnă.
De ce spun asta? Vreau să citim împreună din Cuvântul lui Dumnezeu un text și să vedem că, de fapt, creștinii, copiii lui Dumnezeu, au succes în viață. Deci ei au binecuvântarea lui Dumnezeu atunci când ei persistă în lucrarea care a fost încredințată. Când ei insistă acolo. Și haideți să vedem, de fapt ne vom uita mai mult la Domnul Iisus. Ce a făcut El cu oamenii care, chiar dacă la un moment dat s-au clătinat, s-au făcut alte lucruri. Să urmărim și să vedem ce a făcut El. Și de fapt să ne vedem ce a făcut cu noi în viața noastră. Dar haideți să citim întâi un text din Sfânta Scriptură. Citesc din Faptele Apostolilor, la capitolul 17, începând cu versetul 15. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atene. Apoi s-au grăsit până aici. Am citit acest text și ne vom uita, de fapt, și asupra Sfântului Apostol Pavel. Și haideți să ne uităm întâi aici, de fapt. Ce face el? Ajuns în Atene, un oraș plin de idoli, un oraș care era plin de religie. Sfântul Apostol Pavel putea foarte bine să spună: voi sunteți sătui de religie. Voi aveți așa de mulți Dumnezei. Eu nu mai vestesc Evanghelia aici. Mă duc în alte orașe. Mă duc în alte locuri unde e nevoie mai mare. A făcut așa Sfântul Apostol Pavel? Nu. Exact în același loc. Uitați-vă ce am citit. În fiecare zi. În templu, în piață, oriunde se ducea. Duhul lui el s-a întărtat. Pentru că vedea mulți idoli. Și în acest loc, în această atmosferă de multă religie, de mulți Dumnezei, de multă închinăciune, Sfântul Apostol Pavel nu renunță. Aici găsește cu cale să insiste, să persevereze. Și succesul a fost mare. N-avem timp să ne uităm la ce s-a întâmplat după aceea, dar frățile voastre ați citit și știți asta. Vreau să mă duc la un alt exemplu din Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la Petru, Sfântul Apostol Petru. Petru, în momentul în care Dumnezeu se apropie, Domnul Iisus se apropie de el și ce spune? Mirat, pleacă de la mine. Sunt așa de păcătos. Doamne, cu alte cuvinte, Doamne Iisuse, Tu ai nevoie de oameni mai buni decât mine. Eu sunt așa de nevrednic în fața Ta. Renunță Domnul Iisus? Când Petru se leapădă, de 3 ore înainte de cântatul cocoșului, renunță Domnul Iisus la el? Putea să se spere pe mâini, să scuture mâinile. Nu am nevoie de omul acesta. Dar n-a făcut așa Domnul Iisus. Și vreau să revenim la viața noastră din fiecare zi. Nu mi s-a întâmplat când în viața frăților voastre să întâlnim momente de când a spus: Doamne, așa de păcătos sunt, voi pot să mă ierți pe mine? Sau au fost clipe când v-ați lepădat și la întrebările oamenilor a spus: v-a fost rușine că sunteți ostași ai Domnului. V-a renunțat la vreunul de noi? Niciodată. Până în momentul acesta sunteți fiecare, suntem aici, în frunte cu mine, datorită că El nu ne-a părăsit. El a persistat, El a insistat ca noi să urmăm viața de credință. Un alt exemplu, dacă ne uităm în Scriptură, găsim la cei doi fii ai lui Dumnezeu, Iacov și Ioan. Doi oameni care Domnul Iisus putea fi îndătățit să-i lase în pace. La un moment dat spune: Doamne, pogoară foc din cer peste ei. Oameni țifnoși, oameni răutăcioși la un moment dat. Da? Părăsește Domnul Iisus pe oamenii aceștia. Un alt moment, știți ce fac ei? Vin și spune: Doamne Iisuse, bineînțeles, intervenind și mama lor, vreau că în împărăție să fim unul la dreapta și unul la stânga Ta. Voiam un loc de frunte. Părăsește Domnul Iisus oameni ca și aceștia? Nu îi părăsește. Îi ia la El și insistă mai departe. Persistă în învățătura Evangheliei, în învățătura dragostei și a smereniei. Și aici un frate la început a citit: cine vrea să fie cel mai mare. Și el apoi le dă lecții. Îi învață cum să fie cel mai mare. Cine vrea să fie cel mai mare, ce trebuie să facă. Un alt exemplu îl privim pe Toma. După 3 ani de umblare cu Domnul Iisus, 3 ani când ochii lui au văzut ce s-a întâmplat în jurul lui, când Domnul Iisus învie și vine veste la urechea lui: a înviat învățătorul. Face Toma: nu pot să cred. Renunță Domnul Iisus la el? Nu renunță, fraților. Învățătorul înviat.
Special, vine în o altă zi. Special pentru Tom. Și-l cheamă față, vină încoace și nu fi necredincios. Nu vi s-a întâmplat în viața fraților voastre când v-ați îndoit de credință? Când a venit diavolul cu o șoaptă și a spus, chiar e așa de drept cum spun frații acolo? Hai că mai există o cale, hai că mai sunt și alte lucruri. Nu pot să cred că chiar așa stau lucrurile. Vreau să vă spun în această zi că învățătorul nostru, că Domnul Iisus, care e dragul, nu v-a părăsit și nu ne-a părăsit niciodată. El stă și în aceste momente și veghează la căpătuiul vieților noastre. De ce? Pentru că El nu dorește ca niciunul din noi să murim. El nu vrea lucrul acesta. Ce facem noi cu oamenii care se îndoiesc? Ce facem noi când vedem oameni țifnoși și răutăcioși care spun hai să-i dăm peste aia afară, hai să nu-i mai vedem în adunarea noastră? Biblia în această zi ne cheamă ca să persistăm în lucrarea noastră de dragoste. Ne cheamă ca să rezistăm, ca să nu dăm ascultare la tentația păcatului, la ceea ce vine influența din exterior, de la oameni asupra noastră. Și așa cum Domnul Iisus te-a așteptat și sunt sigur că dacă privești acum în viața ta, sunt sigur că vei recunoaște că o mână nevăzută, o mână plină de blândețe a fost întinsă de-a lungul vieții tale peste tine. Și ai fost ocrotit. Și am fost ocrotit. De ce? Pentru că El n-a renunțat la tine. Pentru că dragostea Lui e în vecii vecilor. Pentru că El nu se schimbă. Și pentru că El a promis atâtea lucruri minunate pentru copiii Lui. Vreau să te întreb, cum te comporți tu? Renunți repede? La frații, la surorile tale? Renunți repede la lucrarea Lui Dumnezeu? Renunți repede și te duci în altă parte? Dacă ești gata, dacă faci așa, dacă mintea ta a venit așa, te invit în numele Domnului Iisus în această seară să privești la exemplele care le-am dat. Domnul Iisus n-a făcut așa. El n-a renunțat. El a persistat cu învățătura Lui, cu dragostea Lui, a întins mâna plină de dragoste. Pentru toți oamenii. Și pentru tine în această seară din Galați. Vreau să spun că există o mână întinsă care spune, nu te părăsesc. Eu sunt plin de dragoste deasupra ta. Mai am un exemplu la care vreau să ne gândim. Și este Sfântul Apostol Pavel, chiar. Acest om era un om care apucase pe o cale greșită. De fapt, știți bine ce făcea? Alerga și ducea la moarte pe creștini. Nu-L părăsește Domnul Iisus. Nici chiar pe oamenii ca aceștia. Și știți bine întoarcerea Lui. Se apropie personal Domnul Iisus. E nevoit să-i facă o intervenție specială pentru El. Orbește acolo în pământ și se pocăiește Sfântul Apostol Pavel în momentul acela. Vrei să aștepți momente ca acelea când să fii trântit la pământ? Vrei să ai experiențe ca acestea? Dumnezeu e gata să ține de ea. Dar în această seară suntem chemați împreună să înțelegem că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu și suntem chemați la a persista în lucrarea aceasta, a nu renunța. Și dacă în toamna aceasta ați cules roadele de pe câmp, dacă în toamna aceasta priviți roadele adunării din Galați, Dumnezeu să binecuvinteze adunarea aceasta. Dar suntem chemați ca să lucrăm în continuare. Cu toată dragostea. Așa cum ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Și El e acela care ne-a învățat lecția aceasta. Că nu trebuie să renunțăm la lucrarea lui Dumnezeu. Nu avem voie. Dacă vreți să aveți o adunare plină de dragoste, cu succes, cu mulțirea credincioșilor, cu mulțirea ostașilor, cu binecuvântare pentru orașul Galați. Frați și surori din Galați, nu renunțați. Persistați în lucrarea aceasta, statornici și plini de dragoste și veți vedea că Dumnezeu binecuvintează. Doamne, ajută-ne să fim înțelepți în lucrarea Ta și învață-ne cum să nu renunțăm la lucrul Tău. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Yeah.
și mine. A ta-i grădina scumpă, cu stratul ei de stele, cu lacrima și roua de clin și de rubine. Pe despățit prieten, al tinereții bune, a ta-i fântâna dulce, ce sânii răcorește. A ta e pâinea bună, cu gust de rugăciune, și perna împărtășirii, ce fața mea sfințește. Mi-asemui prieten, al tinereții sfinte, în tot ce timp pe lume, mă înfiorez de tine. Tot ce aud descoper, prea dulcele-ți cuvinte, și-n tot ce văd-ți-e numai sărutul pentru mine. Mi-ai uitat, prieten, al tinereții scumpe, pe orice drum mai duce, e numai fericire. Și-n orice loc descoper, divina-ți mână cumpe, întreaga mea ființă, pe varsă doar iubire. Locui, prieten, al tinereții dulce, a ta-i pe veșnicie, ființa mea întreagă, căci nu-i asemenție, oriunde m-aș mai duce, nimic pe lumea asta așa să mă atragă. Dumnezeu-s prieten, al tinereții mele, eu n-am alt rai și soare și dor decât pe tine, cuprinde-mă la sânuți și nu. Și în primul rând trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut în viața noastră. Motiv pentru care m-am gândit eu că trebuie să ne bucurăm și să-i mulțumim în seara aceasta este din Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, versetul 12. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copiii ai lui Dumnezeu. Oare nu pentru aceasta am venit noi aici? Pentru că suntem sau pentru că vrem să fim copiii lui Dumnezeu. Și am vrea să privim și la o promisiune a Domnului Iisus. Tot din Evanghelia după Ioan, în capitolul 10, cu versetul 28. Eu le dau viața veșnică. În veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge de mâna mea. Acestea sunt cuvintele păstorului cel bun, în legătură cu copiii lui Dumnezeu, adică cu turma sa. În veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Ce putere au pentru noi cuvintele acestea. Domnul Iisus, când a trecut prin lume, a avut parte de necazuri și de suferințe. Și de asemenea, toți cei care îl urmează vor avea parte și au parte tot de necazuri și de suferințe. Și de aceea, acest verset vine să ne întărească. Pentru că cădem și în situații de deznădejde. Atunci când zicem, Doamne, ce mai putem face? Și când cădem, Doamne, cum ne mai ridicăm noi de acolo? Tu spui, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Acestea sunt cuvintele păstorului cel bun. Faptul că păstorul cel bun spune aceste cuvinte, înseamnă că El veghează asupra noastră. Înseamnă că El nu ne lasă. Și știți cum veghează păstorul cel bun asupra noastră? El merge înaintea oilor sale. Și faptul că El merge înaintea oilor sale, înseamnă că El vede fiecare primejdie, fiecare obstacol care ne stă în cale, care stă în calea turmei sale. Și El nu va putea lăsa turma să meargă în acel obstacol, să se împiedice. El o va ajuta și o va întări și o va face să treacă peste acel obstacol. Domnul Iisus nu numai atât face pentru noi, ca și păstor. El, atunci când noi cădem, El vine după noi și nu ne lasă. Noi putem cădea, pentru că căutăm ceva mai bun, după știința noastră. Și cădem în prăpăstii adânci și în mărăcini. Dar Domnul Iisus nu ne lasă nici în situația aceasta. El lasă celelalte oi deoparte, în siguranță, și vine după noi. Și ne caută. Și ne caută până ne găsește. Și nu ne lasă. Și ne aduce în turma Lui. Dar Domnul Iisus se îngrijește și de starea noastră, materială și spirituală. Atunci când ne este foame, El ne dă hrană. Atunci când ne este sete, El ne dă să bem. Oare nu este acesta un lucru demn de mulțumire Dumnezeu? Avem certitudine astfel că odată intrați pe ușa oilor, nu mai este situație de ieșire.
am intrat în turma Lui. El nu ne va da drumul din mâna Lui. Și am văzut astfel ce face păstorul cel bun pentru noi. Iar noi, trebuie să ne mai îngrijorăm de ceva? Ne mai trebuie nouă ceva? Eu cred că nu. Știți ce trebuie să facem noi? Să privim la El. Să intrăm pe ușă și să privim la El, căci El sigur ne va duce pe calea cea bună. Căci El este calea, adevărul și viața. Și mai avem un lucru pentru care trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. Este faptul că ușa oilor încă nu s-a închis. Deci mai este prilej pentru cei pe care iubim și care n-au intrat în turma noastră, turma lui Isus. Mai este un prilej pentru ei să vină. Mai este un prilej pentru noi să-i aducem, ca să ne bucurăm în veșnicie cu ei, cu toți. Și deci, să ne bucurăm, pentru că mâna lui cea tare ne ține și nimic nu ne poate struncina. Odată intrați în turma lui, suntem ai lui, pe veci. Amin. Amin. Cu cuvânt special pentru comunitatea din Filipeni.
Și asupra acestui salut, aș vrea să ne oprim, aș vrea să-l citim și să ne bucurăm împreună astăzi. Și aș vrea să citim din Epistola Sfântului Apostol Pavel către Filipeni, începând din capitolul 1, cu versetul 3. Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele, mă rog pentru voi toți, cu bucurie pentru partea pe care o luați la Evanghelie, care Apostolul Pavel a vrut de îmbărbătare și de mustrare, în același timp. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi. Și spune, eu mă rog pentru voi. Eu mă rog și în toate rugăciunile mele, voi sunteți în inima mea. Și atunci când mă rog pentru voi, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot. Și primul lucru pentru care Apostolul Pavel mulțumesc lui Dumnezeu pentru Filipeni, este faptul că ei există. Faptul că ei există ca și creștini acolo, lăsați de Dumnezeu în Filip. Pentru că Dumnezeu i-a mântuit și i-a pus în Filip. Pentru că ei au rămas acolo, au rămas credincioși adevărului și sunt o mărturie în Filip. Pavel mulțumește lui Dumnezeu pentru aceasta. Și apoi Pavel mulțumește, și apoi Pavel se mai roagă lui Dumnezeu pentru că un lucru. Spune, filipenilor, vreau să creșteți. Nu vreau să țină predică seara asta. Și să mă apuc și să discutăm pasajul foarte la mână. Nu, aș vrea să ne bucurăm de acest pasaj seara aceasta. Și Pavel spune și se roagă lui Dumnezeu. Filipenilor, aș vrea să creșteți. Și despre aceasta este toată epistola. De aceea Apostolul Pavel a luat data și a început să taie lucrurile care nu erau în regulă în biserica de Filipeni. Pentru că el vrea ca să crească biserica aceasta. Spune, filipenilor, vreau să creșteți. Și mi-aduc aminte cu plăcere de dragostea voastră, dar vă spun un lucru. În versetul 8 spune, căci martorul meu este Dumnezeu, că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere. Și un studiu atent al acestui pasaj arată un lucru de mai pomenit. Arată calea lui Dumnezeu pentru un om. Calea prin care Dumnezeu vrea ca un om să se apropie de El. Și spune, știu, dragobenilor, vreau să creșteți. Vreau să creșteți spiritual. Și cred că o să încep să mă rog și pentru aceasta. Pe mine, Pavel, cel puțin, când am studiat Filipeni, m-am învățat să mă rog. Și cred că o să încep să mă rog pentru Galați. Pentru ca adunarea de aici, pentru ca frații și surorile din comunitate să crească spiritual. Și la sfârșitul studiului care l-am avut asupra acestui paragraf, am trăit momente nemaipomenite la Iași. Pentru că Dumnezeu ne-a deschis ochii și ne-a privit unii pe alții și vă încurajez. Uitați-vă acum, când suntem mulți, când suntem la o dată, așa de aproape toată la adunare, este aici, în proiect sărbătoare. Uitați-vă în jur. Și dacă vedeți pe cineva cunoscut din adunare, mulțumiți lui Dumnezeu că este. Mulțumiți lui Dumnezeu că îl cunoaște pe Hristos. Pentru că este un copil al lui Dumnezeu. Și El, o singură persoană, este o mărturie pentru Hristos. Și rugați-vă și dați-i binecuvântarea. Doamne, fă-l să crească. Și Dumnezeu să ne ajute să ne privim unii pe alții cu ochii aceștia. Și sunt încredințat că vor veni și la anul. Și mulți ani noi vom veni și vom vedea aceeași adunare în care vom mulțumi în Hristos a sărit. Ia-ne păr și liniștire.
Slăvit să fie Domnul Iisus! Ne bucurăm că suntem împreună și dăm slavă Domnului, căci dragostea ne-a strâns și în această seară. Ne bucurăm așa de mult de făgăduința Domnului când El a spus că unde vor fi doi sau trei adunați în numele Lui, acolo va fi și El în mijlocul lor. Și noi credem din toată inima că El este în mijlocul nostru. Nu-L vedem cu ochii noștri aceștia de tine, dar îl simțește inima noastră, îl simte sufletul nostru, care se bucură nespus de mult de această prezență a Lui. Și pentru că El este prezent în mijlocul nostru, dorim ca să vorbim despre El, pentru că dragostea noastră să fie îndreptată spre El. Inima noastră să nu fie legată numai de adunare, ci să fie legată de El. Și în adunările noastre, noi să-L iubim pe El, aflându-L pe El, să-L primim pe El. Primindu-L pe El, primim viața. Și atunci avem și iubire, avem și răbdare, avem și pace, avem și bucurie în inimă. Să citim din cuvântul Domnului, din Epistola către Coloseni, ultimele versete din capitolul 1 și apoi începutul capitolului 2. De la versetul 28 și 29 din capitolul 1 și apoi capitolul 2. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să învățeșem pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează puterii în mine. Și în continuare, capitolul 2. Vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să cateze toate bogățiile prin hărtăsii de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică de Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbiri amăgitoare, căci măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu Duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos. Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumit către Dumnezeu. Dragii noștri, ne aducem aminte în cuvântul Domnului este înaintașii noștri, care de la început, chiar din primul veac, fiind cum ei au trăit, cum ei au propovăduit și cum ei au fost gata să-și dea viața pentru Domnul și pentru aceea pe care ei i-au adus la Domnul. Și vedem la ei dragostea aceasta, recunoștința aceasta pentru Hristos. De ce vedem la ei lucrul acesta? Când Sfântul Pavel spune Corintenilor că n-am avut de gând să știu între voi nimic altceva decât pe Iisus și pe El răstignit. Și Părintele Iosif Scripa, Părintele nostru sufletesc, tot la fel în sufletul de același Duh și călăuzit de același Duh, la fel ne-a spus când spune El, înapoi la Iisus și răstignit, înapoi la viața primilor creștini, pentru că nu putem ajunge la viața primilor creștini dacă nu ajungem mai întâi la Domnul Iisus, pentru că El este viața noastră,
puterea noastră. Pentru că fără de El noi nu putem face nimic. Deși El spune așa în cuvântul Său și rămas scris în cartea și este oastea Domnului, la pagina 130, când spune: mă uit peste frunturile oastre și nu-L văd îndeajuns pe Iisus și răspunit. Frate vorbește, este lucruri mari, lucruri frumoase, nimic de zis. Dar în vorbirea Lor nu era Domnul, pentru că de El avem nevoie tot. El este singura soluție pentru noi. El este singurul care ne poate mântui, pentru că El a sfârșit păcatele noastre. El s-a coborât de la Tatăl. El nu s-a luat ființă de atunci când s-a păstrat în trupul Sfintei Picioare. El era înainte, El era cu Tatăl, că nu era nimic din lumea asta. El era cu Tatăl și toate au fost făcute prin El. Dar pentru că Tatăl atât de mult ne-a iubit pe noi și nu era un alt preț de răscumpărare și nu era altă posibilitate pentru noi, cu toate că și-o găsit toată plăcerea în El, l-a trimis pe El și s-a întrupat și s-a născut un copil ca apoi să se aducă ca jertfă de spășire pentru păcatele noastre. Deși, vedeți, am ținut că în seara aceasta tot despre acest cuvânt să citesc și eu. Noi avem nevoie în adunările noastre de Domnul Iisus. Vestirea Domnului Iisus, mărturisirea Lui, nu a fost numai în primul veac ca să poată lua ființă biserica. Mărturisirea Lui este nevoie în toate veacurile, în toate vremurile. Pentru că nu este o altă forță, o altă putere mai mare cu care noi să putem lupta împotriva diavolului, împotriva păcatului, împotriva stricăciunii sufletești de tot firul care este în lumea asta. Că deși noi ne-am întors la Domnul, El sunt durat din noi și nu ne-a lăsat în viața noastră păcătoasă, în întunericul în care eram. Noi avem nevoie de El. Fără de El nu este viață. Așa de cum Domnul spune, așa de frumos, așa de simplu este cuvântul Lui. Când spune despre viță, spune: eu sunt adevărata viță, voi sunteți mădițele. Dacă rămâne cineva în mine și dacă rămâne în El, spune că aduce multă roadă. Că despărțiți de mine, nu puteți face nimica. Deci, vedeți, putem face multe lucruri, chiar religioase, să spunem așa, duhovnicești. Câte nu putem face noi, că apoi să ne lăudăm cu ele. Dar fără de Domnul Iisus nu putem face nimic. Fără Domnul Iisus noi nu ne putem, nu să iubim de vrăjmașii noștri. Noi nu îi putem iubi nici pe noi între noi. Fără Domnul Iisus noi nu avem răbdare. În lumea aceasta sunt atâtea piedici, este așa de greu, este așa de mare în lumea aceasta. Și noi, ca să putem răzbate, să ajungem acasă, avem nevoie nu de răbdare, ci de îndelungă răbdare. Și fără de Domnul Iisus, noi nu avem această îndelungă răbdare. Noi avem nevoie de pace în inima noastră, pentru că sunt atâtea turburări, sunt atâtea stări care lovesc așa de crunt viața noastră, sufletul nostru. Și dacă nu-L avem pe El, noi nu avem pace în inimă. Ne tulburăm. Și atunci când se tulbură inima, când se tulbură sufletul nostru, noi nu știm nici, nu ne dăm seama nici ce vorbim, nici ce vedem, nici ce trebuie să pașem. De aceea, vedeți, El este acela de care a fost nevoie în toate veacurile și cu atât mai mult în vremea noastră de acum, de la urmă. Deci Sfântul Apostol Pavel, El care o propovăduit în Colose, Colose era un oraș din Asia Mică, și prin propovăduirea Lui a luat ființă biserica din Colose și le-a pus temelia și le-a vorbit așa de dulce, așa de frumos despre Domnul Iisus. Și ei au primit această mărturie a Sfântului Pavel. Ei l-au primit de Domnul ca mântuitor al lor, ca jertfă de spășire, ca singura ușă sau singura cale prin care ne putem întoarce la Tatăl. Dar să știți un lucru, acolo unde Domnul este mărturisit, imediat vine diavolul. Acolo unde apare Hristos, imediat apare și diavolul. Ca să strice, și cum? Dacă nu poate explica o biserică, dacă nu poate tulbura o adunare, ce puțin să-L fure pe Iisus din adunare.
Să rămână adunarea, să rămână cu multe lucruri, cu multe feluri de a vorbi, dar fără Hristos. De ce vedeți, Părintele Iosif, așa de mult de atâta atenția, luați seama, vă bucați de seama, să nu vă fure satana pe Iisus și răstignit, să nu vă fure miezul și să rămâneți cu cojele. De ce n-ați avut, ca și în țara aceasta, să readucem în mijlocul nostru pe Domnul Iisus, cu toate că este prezent, dar să readucem prin cuvântul Său, să vorbim despre El, despre dragostea Lui, să ne îmbărbătăm, să prindem nădejde, să ne apropiem tot mai mult de El, să-L cunoaștem pe El, căci cunoscându-L pe El, noi îl vom iubi așa de mult, pentru că dacă nu cunoști un lucru, nu-i cunoști valoarea și nu-i cunoști prețul Lui. Iar noi, dacă nu-L cunoaștem pe Domnul, nu știm să prețuim nici dragostea Lui. Îl luăm ca o murăricare, o mare, ca să spunem așa, și nu ca Domnul nostru, ca Dumnezeul nostru. Sfântul Pavel a propovăduitor din Colosie pe Domnul Iisus, pe Hristos. Și ei au primit cuvântul și așa au luat ființă această biserică. Dar, după plecarea Lui, ca așa cum s-a petrecut și în Corint, unde a stat un an și 6 luni, și a vorbit despre Domnul Iisus așa de dulce, așa de frumos, așa de înălțător, când îi spune că a pus ca un meșter înțelept cu pustemelia, pe Hristos. Și gândul lui era ca între ei să nu știe de nimic altceva decât de Iisus și de El răstignit. Și totuși, după plecarea Lui, au venit duhurile rele, duhurile formaliste, de literă, că literă omoară, duhul de viață, și au început certurile și dezvinările în Corint. Și așa s-a petrecut în toate bisericile, știți? Și de-a umplit diavolul. Și dacă n-au fost suflete credincioase, a lipit cu inima de Domnul, care se lupte, că vedeți cum am citit, și iată la ce lucrez eu, și mă lupt, a lucra este, a semăna cuvântul lui Dumnezeu, a mărturisit este Domnul, iar a lupta este alt aparat pe El. Cineva va spune, păi El n-ar nevoie de mine, păi cum, eu să-L apăr pe El, El care are toată puterea în cer și pe pământ, El care toate lucrurile au fost date în mâini, cum eu să-L apăr pe El? Da, dragii noștri, trebuie să-L apărăm pe El. Că dacă nu-L apărăm, ne-L fură diavolul, ne fură miezul, rămânem cu cojele. Și dacă ne-L furat pe Domnul, noi nu mai avem viață între noi încep certurile, nemulțumirile, cârtirile și ajungem oameni firești, oameni lumești, așa cum se petrecut cu fratele și cu surorile din Corint. Să ne aducem pe Domnul Iisus în adunările noastre, în dragostea noastră. Știți, mă refer la cuvântul care l-a spus Părintele Iosif. Mă uit peste fronturile oaste și nu-L văd îndeajuns pe Iisus și răstignit. Să privim și noi cu ochii credinței, să primim prin Duhul în adunările noastre, la vorbirile fraților. Și veți observa că așa de puțin se poate vedea în vorbirile noastre, în dragostea noastră, Iisus și răstignit. Vorbim și noi despre lucruri mari, lucruri multe, despre istorie și purtăm așa cum limba noastră cuvine Pământul. Și Domnul Hristos este străin în viața noastră, străin în cuvântul nostru. Ori El trebuie să fie și mai scump, și mai drag, toată recunoștința noastră, toată dragostea noastră, închinarea noastră, iubirea noastră, să fie toate numai spre El și numai la El. Deși vedeți așa și noi, Sfântul Pavel a vestit și lor din Colosie, dar după plecarea Lui și la ei era bine. Și trebuie să le scrie epistola aceasta și în capitolul 1 și le aducă din nou vestea ce bună despre Domnul Iisus, să le spună că au fost izbăviți de puterea Împunericului, că în El au totul de plin și așa după cum este scris, că la vestitul acesta 28 și spune, pe ele propovăduim noi, adică nu numai atunci când la început de vorbi, și toată viața Lui, și toată viața Bisericii, și toată viața și lor ce slujesc în Biserica Domnului, trebuie să-L vestească pe Domnul. Pentru că totdeauna va trebui să se întoarcă oamenii la Dumnezeu. Nu toți oamenii sunt mântuiți, și mai mulți sunt morți în păcate, că și el ce trăiește în păcate este mort în păcate. Și Hristos are puterea aceasta de a învia pe morți. El însuși spune la învierea lui Lazar,
El este și învierea și viața. Deci nu este înviere din păcat, ci nu este viață duhovnicească fără de Hristos. Deci El le amintește din nou, că El îl propovăduim noi. Și spune, învățăm pe orice om și sfătuim pe orice om, ca să înfățeșăm pe orice om de sfârșit în Hristos. Deci iată, dragii noștri, și noi avem nevoie de acest lucru. Ne gândim la Părintele Iosif și apoi la fratele Traian. Și minunat vorbeau ei despre Domnul. Și tine scrie Părintele Iosif Tripa, așa ca un fir de aur străbate toate scrierile lui, Iisus și răstignit Iisus. Și fără El nu-i nimica, așa după cum a spus Domnul. Și același Duh i-o călăuzit și pe Sfântul Pavel, l-o călăuzit și pe Părintele Iosif. Și trebuie să-i călăuzească și pe noi. Că dacă ne călăuzește și pe noi, noi tot despre Domnul vom vorbi. Și vom arăta că El avem și viața, și mișcarea, și ființa. Și fără de El nu putem face nimica. Deci, vedeți, aceasta era lucrarea care face El. Iată și la și lucrez. Și mă rup. Deci, vedeți, cuvântul iată. Acum unii întâlnim cuvântul iată, să știți să fiu cu măgat de seamă. El vrea să ne arate un lucru de foarte mare însemnătate. Și cum spune iată, așa cum întinde mâna, spre un punct oricare spre care vrei să îndreptezi privirile. Așa spune El, iată, la ce lucrez și mă lupt. Adică lucra, îl mărturise pe Domnul, îl făcea de cunoscut pe Domnul și apoi îl apărea pe El. Vedem lucrul acesta încă din Vechiul Testament. Spune că locul David, când era un copil, era cu oile. El s-a luptat și cu ursul, s-a luptat și cu mielul. Dar pentru ce s-a luptat? Și spune că a scos mielul din gura, mielului. Și oaia, la fel din ghealele ursului. Vedeți ce icoană minunată este aceasta? Care era mielul? Mielul era Hristos. Iar el era un slujitor al Domnului. Vedeți, el păzea oile Tatălui Său. Dar și învățătorul este pentru noi, de a-L apăra pe Domnul, de a-L apăra, pentru că nu cumva diavolul să ne-L furie, să ne-L înlăture, să pui altceva în locul lui. Și odată și pune altceva, a început pentru noi nemulțumirea, a început cârtirile și a început cercurile și apoi dezbinarea. Mai departe la capitolul 2. Iertați-vă poate că îndrăznesc mai mult să vorbim. Dar este nevoie de acest lucru. Noi nu ne-am întâlnit de mult la Galat, de vreo 10 ani, când a fost fratele Traian atunci la biserica aceea, de atunci n-am mai fost în Galat. Am fost în județul Galat. Și deși stârnesc asupra acestui lucru, pentru că avem nevoie de Domnul Iisus, avem nevoie de El. Și nu numai în ceea ce privește mântuirea noastră, ci viața socială, fără Hristos, este o viață amărită, o viață chinuită. Că viața fără Hristos e corupție, e minciună, e înșelăciune, e iubire de bani, de cumii, de avere. Fără Hristos în viața socială, săracii sufăr, văduvile sufăr, copiii sufăr, nu-i dreptate, nu-i omenie, nu-i cinste, nu-i mire, nu-i iubire fără Hristos. Deci El avem nevoie numai, nu numai ca să ne mântuim sufletele noastre, ci avem nevoie pentru ca El să ajungă să fie Domn, să fie stăpân, să fie împărat. Și acum le amintește mai departe, ci vreau să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei de la Laodiceea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în jur. De ce se lupta? Pentru ce era lupta lui? El a lucrat în locurile acelea, l-a făcut de cunoscut pe Domnul, a luat ființă biserica, sufletele pierdute l-au aflat pe Domnul, au aflat iertarea, au aflat viața veșnică, împăcare cu Tatăl. Dar au venit aceste duhuri, indiferent ce erau duhuri de stânga sau de dreapta, și au tulburat. Și El din nou vine și spune, să știți ce mari lupte duc eu pentru voi. Adică, ca să-L apere de Domnul, să-L facă de cunoscut, că urât descoperire în adunarea lor, în viața lor și în inima lor, pentru voi și pentru cei de la Laodiceea. Cuvântul acesta la Laodiceea îl mai întâlnim în Biblie, îl întâlnim în Apocalipsă. În Apocalipsă spune Sfântul Apostol Ioan, care a fost trecut în Duhul, în ceruri, până în Atelea și până în Rai. Și s-a porunjit ca așa și vede să scrie
Și acolo este, la începutul Apocalipsului, se trimit șeptele scrisori. Îngerilor acestor biserici. Și biserica de la unde este biserica de la Laodicea. Despre care vorbește Sfântul Pavel aici. Cine șepte scrisori după Cuvântul lui Dumnezeu? Sunt șepte perioade din viața bisericii. Deci fiecare perioadă este cu viața ei, cu frământările ei, cu păcatele ei. O perioadă de la urmă, această biserică Laodicea, este decăzută cu totul. Pentru că spune Sfântul Ioan acolo, și pentru că zici că sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești sărat, ticălos, orb și gol. Te sfătuiesc cumpăr de la mine arifie ca să spungi ochii ca să vezi. Deci, vedeți, este ultima perioadă din viața de care. Și poate noi trăim această perioadă. Și m-am îmbogățit, am zis toate. Așa este și acum. Fiecare se laude cu cultul lui, sau cu adunarea lui, sau cu biserica lui, cu formalitățile lui. Și Hristos este așa de străin și așa de necunoscut. În loc să ne laudăm cu El, cu cuvântul lui, cu dragostea lui, să povestim tuturor, și între noi când ne întâlnim, doi sau trei inși când ne întâlnim o dată, să povestim între noi, dragă, cât de mult ne-a iubit Domnul. Cum a primit El Fiul lui Dumnezeu să fii scuipat în față, să fii lovit peste față, să fii lovit peste gură și El să nu spui nimica. Când El avea putere, ca pe toți să nimicească, avea așa putere. Că atunci când a venit ca să aresteze în grădinei Ghetseman, El ești înainte și a întrebat, pe cine căuta? Și El a spus, pe Iisus din Nazaret. Și Domnul spune, eu sunt. Și când a spus, eu sunt, toți au căzut la pământ. Parcă ar fi fost niște iarbă și cineva au dat cu coasta, toți au căzut la pământ. Și acum era jos, îi întreabă doilea oară, pe cine căutat? Pe Iisus din Nazaret, v-am spus că eu sunt. Și atunci s-a spălat și-o legat. Sau când Pietru lovește cu sabia, el ia urechea de jos și o lichește înapoi la robul marului preot. Deci avea această putere, avea această dumnezeire. După cum vedem, că l-a mântuit pe tâlhar, pe cruce. Uite, raiul s-a deschis și el a intrat primul. Avea această putere, dar nu a folosit-o pentru el, ca să se apere pe lui, să scape de cruce, să scape de suferință, să scape de moarte, nu. Fără o folosit și folosește această putere, această dragoste pentru mântuirea noastră. Așa de des o dus el, Sfântul Apostol Pavel, munca lui și apoi lupta. Vedeți, la moartea Domnului, avem nevoie acum de această luptă. Avem nevoie să le aducem pe Domnul Iisus din nou în inima noastră, în dragostea noastră și în adunările noastre. Este lucru cel mai necesar acum. Și dacă nu ne trezim în vremea aceasta să facem acest lucru, mâine poate va fi prea târziu. Să ne aducem pe Domnul Iisus înapoi în inimile noastre, să-L aducem în adunările noastre, să vorbim cu drag despre El, să scriem tuturor cu drag despre El. În lume este așa o tulburare, așa și privește credința. Oamenii nu mai vorbesc despre Domnul, vorbesc despre fel de fel de lucruri. Eu nu zic că sunt rele, dar ele au locul lor. Ori fiecare are nevoie de Hristos. Nu este o altă cale, nu este o altă jertfă. Noi am păcătuit. Am păcătuit și cu Duhul, am păcătuit și cu Sufletul, am păcătuit și cu trupul. Și Domnul Iisus a ispășit păcatele noastre făcute și cu trupul, și cu Sufletul, și cu Duhul. Cu trupul a suferit scuipările cele, bătăia aceea, răstignirea. Cu Sufletul Său o suferit bucara. O, tu, acela care strici templu și-l faci în trei zile, asta era ispășirea pe care o pășește pentru păcatele făcute cu sufletele noastre. Și așa o ispășește toate păcatele noastre. Și e nevoie acum la oastea Domnului, e nevoie de acest lucru. Așa cum era altă dată, țin minte când ne întâlneam, chiar mergând de drum cu un frate sau cu soră, între noi era Domnul Iisus, nu era altceva. Noi nu vorbeam de gospodărie, noi nu vorbeam de vorbe, nu vorbeam de afaceri sau de bani, vorbeam de Domnul Iisus. Vorbeam și frumos, o vorbi frate duminică, uite de acolo, de la Coloseni sau de la Evrei, sau de ne vorbim. O, cât de mult ne-a iubit Domnul,
Ce-am fi făcut noi dacă Domnul n-ar fi venit? Uite, așa era mersul nostru pe drum, la lucru, sau la fabrică, sau oriunde, sau la închisoare. Tot este același lucru cu noi am vorbit. Și pentru că Iisus a fost viu, puternic în noi, El ne-a ocrotit, El ne-a păzit, El este cu biruitor până în ziua de astăzi. Pentru că nu este o altă forță și nu este altcineva care ne poate salva decât numai El. Pentru ce spune cuvântul acesta? Și pentru ce ne arată El aici că să știe fratele acolo despre lupta Lui? Și pentru ca să le se mărbăteze inimile. Vă puteți închipui și duhul rele o pătrunse în biserica aceea. De frații au ajuns la desnădejde și la descurajare. Acolo nu era Duhul Dumnezeu care s-a înfirțat între ei, ci era un duc rău, un duc de rătășire, un duc de minciuni, un duc de tulburare. Și în loc frate să aibă bucurie în inimă, pace în inimă, să sară în sus de bucurie. Fie eu cuprins desnădejdea, eu cuprins îndoiala și eu cuprins întristarea. De ce spune? Ca să li se îmbărbăteze inimile. Vedeți? Câte nevoie aveau ei, care erau frate Domnul, care au crezut în El și aveau nevoie acum să fie îmbărbătați ca unii care nu mai aveau niciun stil de căiere. Vedeți? Cât de mare nevoie aveau de Domnul? Ca să li se îmbărbăteze inimile. Să fie uniți în dragoste. Vedeți? Aceste duhuri le-au dus descurajare, le-au dus îndoială, le-au dus dezbinare. Și să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile pline trepte de pricepere ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos. Deci, vedeți, toată învățătura, toată știința, toată moștenială, toată predicere trebuie să se învârtească în jurul lui Hristos. Ca oamenii să-L cunoască pe Hristos, în El sunt ascunse toate comorile și înțelepciune și ale științe. Și toate acestea se învață nu într-o școală oricare. Eu nu spun că școlile sunt ele, bune sunt ele, la locul lor. Dar înțelepciunile care avem nevoie, luminele care avem nevoie, astea numai în Hristos. Pentru că El este comoara și în El sunt ascunse toate aceste lucruri. El nu s-a aruncat pe drumul așa. Cine voiește să-L aibă, să-L caute și să-L caute numai în Hristos, pentru că aici le poate găsi. Spun lucrul acesta din experiență. În atâția ani de când Domnul m-a chemat la El și am trecut prin fel de fel de stări și am văzut fel de fel de oameni și am văzut cât de mare este lipsa de Hristos în viața omului. Când am ajuns la închisoare și am întâlnit credincioși din alte adunări, așa de descurajat, așa, știți cum, erau așa ca unii, parcă nu au auzit niciodată despre Dumnezeu, nu au auzit niciodată despre Hristos, despre dragostea Lui. Așa era într-o stare, pentru că nu-L cunoșteau pe Domnul. De când, din frații noștri care cunoșteau pe Domnul, erau plini de viață, plini de bucurie, știți cum? Cum era acolo? Era așa de greu, pentru că noi, la politici, am fost condamnați și am avut un regim foarte sever în toate privințele. Și în ce privește mâncarea, și în ce privește hainele, sau căldura, sau lucruri, toate au fost foarte severe. Dar eram plin de bucurie, plin de pace, pentru că Hristos era viu și trăia în noi și în mijlocul nostru. Și programe avem noi acolo. Programe că eram oameni din lume și nu mișca unul, sau să zic că nu e așa, erau bucuroși, că se puteau împărtăși și ei din harul acela mare care era peste noi acolo. Deci, dragii noștri, în El avem și în El sunt toate comorile, au zis, toate comorile înțelepciunii. Și dacă vrem să primim această înțelepciune, numai în El o putem găsi. Și o găsim dacă o căutăm. Iar dacă nu găsim, nu căutăm, nu găsim, pentru că dacă poate nu găsim, știți cum este scris? Că Tatăl a vrut ca toată El să aibă întâietatea în toate lucrurile. În ceea ce privește facerea lumii, universul întreg, El are întâietatea că prin El a fost făcute. Dar în ceea ce privește mântuirea, la fel, El trebuie să aibă întâietatea. De ce trebuie să aibă întâietatea Hristos? Pentru că El a venit de la Tatăl. El a purtat păcatele noastre în trupul Său la Golgota. El este desfășit. El este jertfa desfășirii păcatelor noastre. Înaintea lui Dumnezeu,
noi suntem priviți prin El. Că dacă noi așa, cât de frumoasă ar fi viața noastră, cu firea noastră păcătoasă și stricată, cum am putea să apărim noi înaintea Tatălui? Dar noi suntem priviți prin El. Mi-aduc aminte despre călătorie evreilor spre Canaan, ce răzgătiți erau ei, ce nemulțumitori, ce cârpitori. Ba până acolo Dumnezeu în Hristos o căutea să-l omoare pe Moise, să-și aleagă alte căpetenie ca să se întoarcă în Egipt. Și când a fost chemat Balaam, ajutorul acela ca să blesteme pe Israel, el nu putut să blesteme și-o binecuvântat și își spune așa, cât de frumoase sunt porturile tale, Israele. Și spune că Dumnezeu nu vede nici o nelegiuire în Iacob. Vedeți? Și câte păcate era. Dar pentru că era Domnul în mijlocul lor, Tatăl nu vede niciun păcat. Pentru că erau priviți nu așa cum erau ei, erau priviți prin Hristos. Așa și noi. Tatăl ne privește cu toată dragostea, pentru că suntem cu Hristos. Dar dacă nu suntem în El, atunci suntem noi niște oameni firești, păcătoși și pierduți. Încolo câteva cuvinte numai și apoi o să închei. Mergem mai departe, așa, cum spune Apostolul acolo, aici mai departe, în versetul așa. Versetul 6 și 7. Astfel, da, după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au purtat și sporind în ea cu mulțumit către Dumnezeu. Nu știu dacă frăția voastră ați observat un lucru. Eu l-am observat. În unele locuri din Noul Testament, Sfântul Pavel spune Iisus Hristos. Iar în alte locuri e Hristos Iisus. Iar în alte locuri nu e Hristos. Și aici este un lucru de foarte mare însemnătate, pentru că nu este spus la întâmplare acest lucru. Iisus este numele Domnului care a fost spus de înger către Iosif, că va naște un fiu și îi pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul său de păcatele sale. Iar cuvântul Hristos însemnează uns, adică unsul lui Dumnezeu, adică consacrat, sfințit pentru această slujbă de a mântui pe oameni. Și noi suntem îndemnați tot așa. Cum am primit pe Domnul, așa să rămânem. Să fim rădășinați în El, adică rădășina noastră, să fie în El. Că atunci, dacă este în El, avem viață, avem dragoste, avem răbdare, avem blândețe, avem îngăduință, avem roadele, așa de minunate ale Duhului, cum spune Apostolul Pavel. Când spune El la Înghiere, zice, împotriva acestor lucruri nu este lege. Adică nu este o lege pentru Ieșenia Hristos, care să-i reglementeze cât trebuie să iubească și cât nu trebuie să iubească. Când Domnul Iisus spune iubiți și pe vreșmașii voștri și pe cei ce-ți fac greu, pentru tot, așa este iubirea Lui. Și noi, dacă suntem zidiți în El, suntem în casa Lui, în trupul Lui zidiți, și atunci în noi pulsează viața Lui, Duhul Lui pulsează în noi. Și avem aceeași viață de iubire, de bunătate, de jertfire pentru aproape nostru. Și noi suntem animați atunci, de același gând, de același dor, de a vedea pe aproapele nostru, chiar vrăjmașul nostru a dus la Dumnezeu și împăcat cu Dumnezeu. Și înrădăcinați, adică înrădăcinați în Hristos. Dacă primim lupta Părintele Iosif și apoi a fratele Traian, să citim scrierile lor, toată lupta lor și toată munca lor este să-L facă de cunoscut pe Domnul. Să ne aducă la Domnul Iisus, ca să-L cunoaștem pe El. Că dacă suntem, cum am spus, zidit în El, suntem omădulat din trupul Lui și atunci noi pulsează viața Lui. Și dacă suntem înrădășinați în El, adică rădășina noastră este în El, atunci la fel avem viață, avem putere, avem tot ce trebuie pentru o adevărată slujire după voia Lui. Mulțumim Domnului că ne-am văzut împreună și Domnul să vă binecuvânteze, să vă umplu eu de dorință, de dor, să-L cunoaște pe Domnul,
Să nu vă mulțumiți cu nimic așa, decât cât să ajungeți la El, să-L primiți pe El. Pentru că El nu este ceva, o teorie. El, dacă este în viața mea, eu sunt, El trăiește în mine și eu trăiesc. Inima mea este plină de pace, plină de bucurie. Eu nu mă sulbur, oricare ar fi necazurile, suferințe sau boala sau agrințări. Nu mă sulbur, pentru că Hristos trăiește în mine. Așa și preția voastră. Apropiați-vă de El, primiți-L pe Domnul, rugați-L pe Domnul. El însuși voiește să vină. El vrea să vină în inima noastră, vrea să vină în casa noastră, că pentru așa asta El o vine în cer. Și Domnul sărute și mulțumim Domnului că ne-am văzut, uite, în seara aceasta. Și fericiți suntem noi. Îl simțim pe El prezent în inima noastră, în mijlocul nostru. Deși căutăm ca și prin cuvânt noi să ne aducem în mijlocul nostru, să ne aducem în mintea noastră, în conștiința noastră, în Duhul nostru. Slăviți să fie Domnul! Și am o durere necurmată în inimă, căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. Ei sunt israeliți, au în fierea. Aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu, căci nu toți ce coboară din Israel sunt Israel. Și măcar că sunt sămânța lui Avraam, nu toți sunt copiii lui Avraam, ci este scris, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Aceasta... Mă bucur mult să fiu în țara aceasta aici. Și aceasta nu este din pricină că mi s-a oferit ocazia să spun un cuvânt, ci pentru că mă simt cumva acasă. O săptămână în urmă, prin Harul lui Dumnezeu, eram la sărbătoarea mulțumirii sau a roadelor la adunare de la Ighel. Nu exagerez dacă vă spun că erau vreo 3-400 de tineri numai acolo. Veniți de prin împrejurim și de acolo destui de mulți și am văzut o sete deosebită. M-am întrebat pe un frate, spune-mi cam cât sunt de aici, cât sunt din altă parte, și mi s-a răspuns mulți dintre ei sunt copiii fraților, sunt copiii ai adunării cumva. Vreau să vă spun că este o bucurie să afli că copiii fraților sunt în adunare. Copiii fraților ascultă de cuvântul părinților și îl urmează pe Domnul. Am citit textul acesta nu întâmplător. Vă spun că există un declin spiritual la ora actuală în România. Mulți oameni care, frustrați de alte eșecuri, pe alte planuri, astăzi se tot uită în stânga și în dreapta, dar așa cum îi spuneam mai înainte, fratele Arcade, l-au pierdut pe Domnul. Sau am vrea să folosim numele Lui și etichete, dar umblarea cu El, umblarea în ascultare de cuvântul Lui. Asta este ceva parcă de domeniul trecutului. Aici colo întâlnesc frați de generația mea și alții chiar mai tineri. Și vorbesc de adunări de acum 10-15, ce bucurii erau! Dar oare a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu? Nu spun că nu sunt prețioase stările acelea. Tot de la Domnul a fost binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar El nu s-a schimbat. El este același. Vă spun că n-ar fi cinstit să facem astăzi sărbătoarea roadelor pentru anul 1965.
Noi ne gândim la roadele acestui an. Azi o săptămână, fratele Grigore Braic era acolo în față și pe masă era un curs. Din nou, și să vină din nou toți cei care au fost răscumpărați de Domnul. În Evanghelie, Domnul Iisus se întoarce spre un samaritean care a venit și s-a plecat. Oare n-ați fost voi 10? Oare numai unul a fost? Oare unde sunt ceilalți? Dar acesta știți ce a făcut? A venit și a mulțumit cu glas tare, spune cuvântul. A strigat cu glas tare. Mă gândesc de multe ori. Strigăm noi câteodată, nu așa departe, când suntem singuri acasă. Strigăm noi să se audă de departe, să creadă că Domnul e nebun acolo. Doamne, slavă ție, Tu m-ai salvat. Tu ești pâinea mea, Doamne. Orice ar fi să se năruiască lumea aceasta, eu am o nădejde puternică în Tine. Ești Dumnezeul lui Avraam. Ești Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Ce bine mă simt, Tată, că sunt în casa Ta, chiar dacă multe lucruri nu merg bine în societatea românească. Strigăm noi câteodată așa. Așa, aceasta a fost de cântare, fraților. Noi venim la adunare și bine facem. Cântăm, ne luăm, ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu și ne punem în inimă. Acum că am auzit că trebuie să-L păstrez pe Domnul în viața mea, mă voi sili mai mult. Am să citesc, am să mă rog, am să postez, sunt lucruri bune. Acestea pot fi socotite niște roade, fraților. Dacă acestea nu sunt, nu vin faptele. Dacă nu sunt fapte, nu suntem fii ai credinței. Apostolul Pavel spune că suntem mântuiți prin har, prin credință, dar după aceea spune că Dumnezeu a rânduit faptele bune, să umblăm în ele. Un om mort nu umblă fapte bune, dar un om viu umblă fapte bune. Și oamenii pot să vadă. Pot să vadă că s-au schimbat vorbele. S-au schimbat faptele, atitudine, bănuțul pentru văduvă și pentru orfan începe să se găsească prin buzunar. Și toate acestea le face Dumnezeu care trăiește în noi. Am spus cuvintele acestea pentru că mă gândesc că este așa de important să aducem mai multă viață în sânul adunărilor frățești. Și vreau să vă spun că nu trebuie să așteptăm să vină cineva dintre cei morți să ne vestească Evanghelia. Evanghelia este la noi în casă. Uneori este acolo pusă bine și îi curată sub ceva acolo. Dar cuvântul acesta viu, când ne schimbă pe fiecare, părtășia noastră atunci devine o masă, o înmulțire a pâinilor. Părtășie nu înseamnă că cineva vine întotdeauna și sponsorizează și aduce cornulețe sau golăcei. Nu așa este. Părtășia înseamnă fiecare aduce din ceea ce i-a turnat Dumnezeu din belșug în inima lui și în adunarea frățească se revarsă prin cântare, prin poezie sau atunci când stăm în genunchi sau când ne despărțim, te întorci spre frate, spre sora. Am avut un îndemn, frate, să mă rog pentru frățeta. Ai avut cumva o problemă? Atunci plin de viață pentru oricine îl crede, pentru oricine deschide Biblia dimineață și spune, Doamne, ajută-mi. Ajută-mi ca aceste cuvinte să fie pe inima mea și să trăiesc după cuvântul Tău. Ziua este alta când spui de așa. Altfel trăiești. Când te duci la rugăciune, ai nădejde că rugăciunea va fi ascultată. Și Domnul revarsă binecuvântare peste lupta noastră, peste, nu totdeauna cu izbândă, dar când îl simțim, când este lângă noi, avem bucurie, chiar dacă lupta mai continuă, chiar dacă vrăjmașii sunt așa de mulți, pentru că trăim într-o lume, așa cum spunea fratele care mai înainte, zace în cer rău. Cei mai mulți oameni nu mai vor să știe de Domnul. Săptămâna cealaltă am avut ocazie să discut cu niște frați din Austria și erau foarte îndurerați. Și aș avea această încurajare pentru frățiile voastre să credeți că Cuvântul lui Dumnezeu este plin de putere și dacă ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și dacă ne lăsăm lucrați de Duhul lui Dumnezeu, noi putem să fim. Noi putem să trăim, noi putem să facem să se schimbe fața lucrării lui Dumnezeu. În adunarea noastră,
nu de ochii lumii, dar pentru ca să nu ne înșelăm pe noi. Vă aduceți aminte când Sfinții Apostoli, Sfântul Ioan și Sfântul Petru, au fost luați și anchetați și arestați pentru vindecare la Poarta Frumoasă. S-au arătat înțelegători la un moment dat, securiștii vremii de atunci, și au spus: uite, știi ce? Toate sunt bune. Noi am putut să vă omorâm. Dar știți ce? Nu-i vă lăsăm liber. Vă dați seama? Atâta vă cer. Să nu mai vorbiți în numele lui Iisus. Toate sunt bune și frumoase, scăpați cu viață. Puteți să fiți uciși îndată. Dar noi vă facem un hatel și voi nu mai vorbiți. Ce s-a întâmplat? Sfinții Apostoli s-au uitat și... Pentru că Domnul Iisus era în ei, era cu ei, dar s-o cutiți voi înaintea lui Dumnezeu. Ce este mai corect? Să ascultăm de oameni sau de Dumnezeu? Nu cred că s-au așteptat. Cred că s-au gândit în inima lor, mai Petru mai făcut odată, s-au mai lepădat odată, s-au fi gândit ei dacă au fi știut treaba asta. Dar nu s-au așteptat la așa ceva. Dar mai elocvent pentru noi este alt moment când se duc, se întâlnesc cu frații și înainte de orice s-au plecat înaintea lui Dumnezeu și s-au rugat și au zis: Doamne, uite ce vor oamenii aceștia, dar știi ce, Doamne? Întinde-ți mâna prin noi și fă să se cunoască cuvântul Tău în generația aceasta. Și s-a cutremurat pământul acolo unde erau. Frați și surori, de ce nu se mai cutremură pământul ăla? Oare de ce rugăciunea noastră este așa de plictisitoare parcă câteodată? Nu Iisus cu noi. Sau lăsăm la o parte standardele cuvântului și ne uităm după plăcerile lumii acestea. Lumea aceasta așa ceva vrea. Plăcere. Vrea zgomot, vrea orice. Dar nu vrea acea apropiere de Domnul. Postul și rugăciunea. Rămân parcă ceva pentru bunici, că ei au timp, sunt mai bătrâni și așa e doar stomacul. Frate și soră tânără, vreau să spun că dacă vrei biruințe cu Domnul Iisus, dacă vrei să știi în inima ta că El trăiește, să învățăm. Domnul ne-a dat aceasta, citiți Matei 6, rugăciunea, postul, milostenia, toate acestea sunt atributele care împodobesc viața unui creștin. Vrem sărbătoarea roadelor spirituale? Nu trebuie să ne gândim neapărat la mari sprăvi. Dar dacă acestea se văd în viața noastră, Domnul trăiește. Și mă bucur mult că am putut să ne vedem fețele și mai mult cred din toată inima în credincioșia Lui. El care a început această bună lucrare, o va continua și va reuși și va izbândi. Și vom izbândi și noi dacă vom sta de plin lângă El. Dar dacă ascultăm vocea cealaltă a celui rău, amânările ne duc la ea. Graba de a ne întoarce la Dumnezeu cu toată ființa, cu toată pocăința, ne aduce starea și bucuria. Duhul lui Dumnezeu împreună cu Duhul nostru mărturisesc că suntem ai Domnului atunci când alegem calea aceasta a pocăinței. A fost bucuria mea de a spune câteva cuvinte în seara aceasta și mă rog Domnului ca El să aprindă cântarea, El să aprindă rugăciunea noastră, El să aprindă jertfa noastră, dar mai ales altceva, să aprindă viața noastră de luni, de marți, de miercuri. Când stăm frământați că ne-am pierdut locul de muncă, când stăm frământați de un examen, când stăm frământați unii părinți că nu vreau ce să pună în parcurie, când stăm acolo, este adevăratul nostru test. Acolo poate să se vadă mâna puternică a lui Dumnezeu când El umple vasul, când El aduce bucuria, când aduce pacea. Și aceasta este, de fapt, stare de rai. Fie ca Domnul să ne dea fiecare dintre noi. Să ne apropiem de El. Domnul este între noi și m-am bucurat de tot cuvântul care l-am auzit și sper din toată inima că va rodi și în sărbătorile Crăciunului și în celelalte stări care vor fi aici, Domnul va fi tot mai mare. Slăviți să fie Domnul! Amin.
ați de suferit. Ați să vină răsăritul, mult dorințe împliniți. Doamne, peste noaptea lungă, de necaz în care stăm, o să vină mai degrabă răsăritul ce așteptăm. Lumea întreagă azi aleagă, strunelor și tapus, lumează tot mai tare, Doamne, Domnul nostru Iisus. Și lumii tani îndreaptă, ca și noștri pe pământ, ca scăpați de plin din noapte, să urcăm spre Cerul Sfânt. Luminați de Fața Sfântă, să scântăm fără sfârșit. Cea din urmă noapte, în lumea și în căzări. Amin. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul. Mulțumim de dată inima Mântuitorului, pentru că în planul lui a fost prinsă și ziua aceasta. Pentru că în viața omului credincios, nimic nu este întâmplător, ci numai că planul lui Dumnezeu se derulează în condiții pe care noi oamenii nu le cunoaștem. Și din pricina aceasta, frate Traian trebuia să spună în versurile acestea de ce înainte de încercare e atâta neștiință în noi? De ce ne ochii închiși înainte și se deschid abia apoi? De aceea, dragilor noștri, frate și sărori, ne bucurăm pentru că putem sta câteva clipe aici împreună, pentru că am aflat că la Galanța, aici, în adunarea aceasta, frații au o tradiție frumoasă. În multe locuri, poate că se fac adunări de cereri, adunări în care noi venim în fața Domnului cu cererile noastre, cu problemele noastre, dar ne bucurăm să aflăm, pentru că mai sunt locuri în care frații fac adunări de mulțumire sau de recunoștință. Pentru că în lumea aceasta, două lucruri se întâlnesc foarte rare și foarte greu. Binefacerea și cu recunoștința. De aceea, mulțumim lui Dumnezeu pentru că în seara aceasta ne aflăm la o adunare de mulțumire, la o adunare de recunoștință înaintea Domnului și nu știm cât suntem de în măsură să-i mulțumim Domnului pentru cât de mult a făcut și face cu viața noastră. Pentru că noi, ca oameni, putem să mulțumim pentru lucrurile pe care noi le înțelegem că Dumnezeu le face cu noi. Dar acestea sunt cele mai puține. Iar pentru cele mai multe pe care noi nu le înțelegem și la care noi nu ajungem să pătrundem, cred că sunt cele mai multe. De aceea, pentru că timpul este foarte scurt, vom citi câteva cuvinte. De îndemnare din epistola scrisă de Sfântul Apostol Pavel Galatenilor din capitolul 5, începând cu versetul 16. Zic, dar îmi las cămâniți Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri protivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți fiice. Și Apostolul Pavel continuă să enumere aceste fapte ale firii pământești și ale Duhului pe care noi le cunoaștem cu toții. Pentru că nu este nimic nou din tot ceea ce frații noștri se străduiesc să ne pună aici pe masa de dragoste.
cu diferite prilejuri, dar este foarte diferit modul în care noi putem pătrunde aceste adevăruri. Pentru că noi cu toții am fost învățați încă din frageda noastră copilărie această rugăciune pe care o știm cu toții Tatăl nostru. Și noi toți care suntem aici, cred că spunem Tatăl nostru. Deci noi toți proclamăm pe Dumnezeu ca Tatăl. Și deci noi toți suntem fiii Lui, sau ar trebui să fim fiii Lui. Și totuși suntem atât de diferiți. Având același Tată, suntem atât de diferiți unii față de alții. Și nu mă refer la cei care suntem aici, ci la toți cei care spunem această rugăciune. Avem un Tată în ceruri. Și lucrul acesta ar trebui să ne angajeze pe fiecare dintre noi într-o stare atât de responsabilă, încât să înțelegem că noi avem un Tată în ceruri și că noi trebuie să, așa cum Mântuitorul, cu durerea trebuie să spună. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ceea ce vă poruncesc eu? Și apoi, în altă Evanghelie spune, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci acel care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Dragii mei, frate, surori, am citit locul acesta pentru că și pe drum discutam despre toate stările pe care noi le trăim în lumea aceasta. Pentru că suntem generația care trăim istorie, împlinirea celor mai mari profeții făcute de Părintele Iosif cu privire la lucrarea aceasta sfântă de mântuire. Și starea aceasta este foarte greu de trecut și este foarte greu de pătruns. Și Dumnezeu știe cum ne va ajuta ca să trecem prin acest examen, prin această împlinire cu privire la locul în care Dumnezeu ne-a chemat și prin care ne este asigurată mântuirea noastră, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, dacă țineți așa cum ați primit, astfel degeaba ați crezut. Pentru că Dumnezeu ne-a trimis un fel pe care noi l-am primit. Și Sfântul Apostol Pavel este nevoit să spune, dacă țineți așa cum ați primit, astfel degeaba ați crezut. Și atunci, dragilor noștri, frați și surori, în fiecare dintre noi, așa cum omul Dumnezeu, Sfântul Apostol Pavel, a trebuit să spună, văd în mine două duhuri. Și cred că fiecare dintre noi vedem lucrul acesta. Lupta aceasta care se dă în fiecare zi cu fiecare dintre noi. Atunci când vreau să fac binele, rău îmi stă împotrivă. Și tot ceea ce trebuie să realizăm este că Dumnezeu ne-a adus lumina aceasta ca să înțelegem că noi trebuie să fim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că orice om are o călăuzire în lumea aceasta. Orice om are o însoțire în lumea aceasta. Numai acolo, în Biblie, în pilda aceea, cu oamenii care stăteau în piață, fără de lucru, sunt așa de puțini oameni care stau fără de lucru și stau atât de puțini. Pentru că cine nu face binele, atunci va face răul. Cine nu caută să facă voia lui Dumnezeu, atunci va face voia vrăjmașului diavol, voia firii pământești.
Și de aceea Sfântul Apostol Pavel ne trimite un îndemn care nu este de prima dată auzit în adunările noastre. Zic, dar umblați călăuziți de Duhul și nu împliniți deloc voile firii pământești, pentru că firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Dragilor noștri, frați și sărori, noi trăim în lumea aceasta, în mijlocul atâtor frământări, de tot felul, așa cum s-a mintit. Și suntem fiecare dintre noi în lupta aceasta, antrenați în viața aceasta, cu tot felul de probleme. Și fiecare recunoaștem că simțim această luptă care se dă în viața fiecare dintre noi. De aceea suntem atât de diferiți. Pentru că numai în măsura în care Duhul lui Dumnezeu este Cel care călăuzește viața noastră. Așa cum a trebuit să spună Apostolul Pavel în epistola de la Efeseni. Căci unirea Duhului se face prin legătura păcii. Căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Dragilor noștri, frați și sărori, oamenii nu trebuie să caute ca să se îmbolnăvească sau ca să devină săraci. Ci atunci când noi nu ne mai îngrijim de sănătatea noastră, noi devenim bolnavi. Deci noi trebuie să căutăm ceea ce nu este necesară pentru viața aceasta. Dar pentru viața duhovnicească. Dar pentru partea noastră superioară. Cum trebuie să ne îngrijim noi în lupta aceasta? Și Sfântul Apostol Pavel spune să căutăm să păstrăm această legătură a Duhului, această unire a Duhului prin legătura păcii. Și vedem că lucrul acesta se realizează atât de puțin astăzi. Împlinindu-se parcă ceea ce Mântuitorul a spus acelui om care i-a spus că vrea să meargă cu Mântuitorul, că vrea să știe unde stă El, unde merge El. Mântuitorul l-a privit cu durere și a trebuit să-i spună un mare adevăr, că era o mare prevestire. Păsările cerului au cuiburi și vulpele au vizuini, dar Fiul omului n-are unde își pleca capul. Dragilor noștri, frați și sorori, până la Părintele Iosif, poate că nimeni ca El n-a simțit durerea aceasta, că Fiul omului n-are unde își pleca capul în lumea aceasta. Când de milioane și sute de milioane de oameni din lumea aceasta, atât de puțini oameni sunt cei care îl primesc pe Domnul ca să-și plece capul în inima lor, în viața lor, în familia lor, chiar și în familia noastră. Mântuitorul este oprit în atâtea locuri în familia noastră. De multe ori, Mântuitorul este oprit atunci când noi, în viața noastră sau în familia noastră, nu dăm voie ca Cuvântul lui Dumnezeu, ca lumina Cuvântului lui Dumnezeu să facă corectura potrivită vieții noastre. Și Mântuitorul nu are loc. De aceea, dragilor noștri, frați și surori, Părintele Iosif a fost cel din tâi care a simțit această durere și această lipsă, că Domnul Iisus nu are loc în lumea aceasta. Uitați-vă, în orașul acesta așa mare, nu știm câte locuri mai sunt în care oamenii sunt adunați și îl cheamă pe Domnul Iisus și se roagă Lui și caută să primească îndemnul din partea Lui și caută să înțeleagă care este voia Lui Dumnezeu cu privire la viața lor, la mântuirea lor. Pentru că oamenii sunt atât de departe de voia Lui Dumnezeu prin viața lor, prin trăirea lor și nu numai ei, fraților, noi trei biserici Duhului Dumnezeu. Am ceva împotriva ta. Cred că fiecare dintre noi putem realiza
că Duhul lui Dumnezeu are ceva împotriva fiecare dintre noi. Și noi realizăm lucrul acesta, pentru că noi am avut așa o dragoste că l-am cunoscut pe Domnul, așa o bucurie, așa o părtășie între noi. Și este poezia aceea care se mai spune pe la noi, când era credința bună. Câți dintre noi ne gândim că credința este tot bună, dar nu mai este în viața noastră tot atât de bună, cum era atunci când cântăm noi cântarea aceea, atunci când te-am aflat pe tine, nici nu simțeam că merg pe jos. Păream că zbor prin întuneric, așa eram de luminos. Ce bucurii și ce stări am trăit noi în lumea aceasta. Au venit foarte mulți frați după Revoluție în adunările noastre, care n-au trăit bucurii în acestea și care n-au cum să le trăiască. Și noi nu putem să le mai arătăm astfel de bucurii, pentru că au venit alte vremuri și alte încercări în care ei nu mai pot simți bucuria aceasta. Așa cum spunea fratele Arcade, atunci când s-a întors la Domnul, nu a putut sta prea mult în adunare. Pentru cea din întâi dată, așa era cercetarea Duhului Sfânt. Să simți prea păcătos. Așa face Duhul lui Dumnezeu. Cu fiecare inimă și cu fiecare suflet, când Duhul lui Dumnezeu ne călăuzește viața noastră, dragilor noștri, frați și sărori, cel din întâi lucru este că noi ne simțim așa păcătoși și vinovați înaintea lui Dumnezeu. Dar prea puțini oameni se mai simt acum păcătoși și noi ne simțim în așa mică măsură vinovați încă înaintea lui Dumnezeu. Pentru că spunea fratele Traian într-una din scrisori pe care le trimitea cu privire la problemele care erau chiar în adunarea noastră, spune acolo, numai o mare minune mai poate schimba situația. Dar o mare minune se petrece acolo unde este o mare credință. Și o mare credință este acolo unde este o mare recunoștință. Dar unde nu este cea din urmă, nu poate fi cea din tâi. Dragilor noștri, frați și sorori, noi dorim ca în viața noastră să se realizeze multe lucruri, dar fără de recunoștință. Trebuie să realizează în măsura în care în viața noastră este acea mare recunoștință. Noi, dacă am citit pe viața Sfântului Apostol Pavel, vedem spre sfârșitul vieții lui, când cei mai mulți, după zeci de ani de lucrare, nu pot spune ca el. Eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Ca unii stârpituri Dumnezeu mi s-a arătat și mie. Câtă recunoștință avea înaintea Domnului și cât de mult l-a înălțat Dumnezeu. Sau modul în care Părintele Iosif avea o viață plină de recunoștință și de umilință și pocăință înaintea Domnului, socotindu-se atât de mic înaintea Domnului pentru tot ceea ce avea în vedere Dumnezeu să lucreze cu El. De aceea, dragilor noștri, frații, sorori, acesta a fost îndemnul. Să umblăm cărmuiți de Duhul și călăuziți de Duhul lui Dumnezeu în lumea aceasta. Și să nu împlinim voile firii pământești. Să realizăm această luptă. Și să înțelegem că suntem chemați la această luptă. Dar este atât de diferit înțeleasă această luptă. Pentru că nu totdeauna suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și trecem prin momente de eclipsă în viața noastră, atunci înțelegem că noi trebuie să ducem o luptă cu semenul nostru, cu fratele nostru. Noi vedem răul și slăbiciunea în altul și nu în viața noastră. Așa cum ar fi nevoie și ar fi de trebuință și așa cum a făcut Părintele Iosif, chiar în pilda pe care el o lasă cu privire la fotografia lui. Este încă în camera întunecată.
mai trebuie să stea acolo până când va trebui să iasă. De aceea, dragilor noștri, frați și surori, rezolvarea tuturor problemelor prin care trecem noi este Domnul Iisus. Dacă El este ținta noastră, El este bucuria noastră, El este centrul întâlnirilor noastre, El este mizul întâlnirilor noastre, așa cum avea grijă Părintele să amintească mereu. Strajă să nu-L pierdeți pe Iisus cel răstignit. Dacă L-ați pierdut pe El, L-ați pierdut totul. Dragilor noștri, frați și surori, trebuie să spunem cu durere că simțim acum acest fior și această durere. Adunări din care lipsește Iisus cel răstignit. Adunări mari, mulțimi mari de frați am văzut. Am văzut 3, 4, 5 frați care n-au pomenit de Domnul Iisus în cuvântul lor. Și aceasta este mare durere. Și aceasta era mare îngrijorare a Părintelui Iosif. Părintele spune, dacă l-ați pierdut pe El, ați pierdut totul. Ați pierdut miezul și ați rămas cu cojile. Noi putem rămâne cu adunări mai mari ca acestea, dar fără de El. Că dacă nu grijim, așa cum spune Părintele Iosif, să nu-L pierdem pe El, atunci îl putem pierde. Pentru că Domnul Iisus trebuie să fie în viața fiecăruia dintre noi. Pentru că aceasta este adunarea. Tot ceea ce trebuie să fie aici frumos este cât de frumos trăim noi acasă. Fiecare personal, în familia lui, cu copiii lui, cu soția lui, cu vecinii lui, cu ceea ce nu știm noi aici. De aceea, dragilor noștri, frați și surori, să punem pe inimă aceste îndemnuri ale Domnului și ne bucurăm pentru că aveți în vedere aceste adunări de mulțumire și de recunoștință față de Domnul. Este o mare dovadă că conștiința noastră este trează și că avem motive să-i mulțumim lui Dumnezeu. Că suntem mai întâi sănătoși, că atâția oameni sunt bolnavi în lumea aceasta. Că suntem în adunare, când atâția, poate și din cei care erau anul trecut, nu mai sunt printre noi. De aceea avem atâtea motive să stăm înaintea Domnului. Nu-i ore, ci zile, ci toată viața noastră, cu recunoștință și cu mulțumire pentru tot ceea ce Dumnezeu a făcut și face cu viața noastră pentru mântuirea noastră. Dumnezeu să ne binecuvânteze, fraților, cu lumina Duhului Său cel Sfânt, să ne ajute să putem avea mereu călăuzirea, să o cerem și să o căutăm călăuzirea Duhului lui Dumnezeu în toate împrejurările vieții noastre și atunci niciodată nu vom mai fi între noi stări pe care nu dorim să fie și pe care n-ar trebui să fie. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne ajute, fraților noștri, frați și surori, că dacă aici noi vom mai întâlni așa cum ne-am întâlnit acum, dorința noastră este să ne ducem acolo unde Domnul s-a dus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Dar acolo unde este El, să fim fiecare dintre cei care suntem prezenți aici. Amin. Slăviți să fie Domnul.
Mulțumim din adâncul inimii noastre lui. El, prea iubitul inimii noastre, pe care îl simțim și în mijlocul nostru, dar mai ales în lăuntrul nostru, cercetându-ne prin Sfântul Său Cuvânt și hrănindu-ne în același Sfânt Cuvânt, inima noastră, sufletul nostru, lăuntrul nostru, aducând harul Lui, bucuria Lui în starea noastră împreună. Am vrea să citim frumosul și cunoscutul capitol 53 al Sfântului Proroc Isaia. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea Lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea Lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferință. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la El și noi nu L-am băgat în seamă. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suferit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că El fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa Lui a fost pusă între cei răi și mormântul Lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în curatul. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. Va vedea rodul muncii sufletului Lui și se va înviora. Prin cunoștința Lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia Lui Dumnezeu. Și va lua din toată inima noastră mulțumim Lui, Domnului Iisus, de care ni s-a spus și în seara aceasta atât de frumos, despre care cuvântul Său vorbește în chip atât de minunat pe toate paginile Scripturii. Să ne aducem aminte cum a început Domnul Iisus pe vremea când a trăit pe pământ, cum mulțimi mari se adunau în jurul Lui să-I asculte cuvântul, să-I soarbă cuvântul de pe buze. Dar când aproape să crezi că mulțimile acelea care L-au ascultat 3 ani și jumătate s-au legat de El cu toată inima și cu tot sufletul.
că acest cuvânt sfânt a prins rădăcină în inimile ascultătorilor săi. Când a venit vremea ca El să ispășească pe cruce în modul cel mai greu de suportat păcatele noastre ale tuturora, poporul care până atunci sorbea cuvântul Lui, care cu o săptămână înainte îi cânta Osana, acum cerea răstignirea Lui. Cei puțini apropiați Lui s-au împrăștiat, așa încât a rămas singur, aproape singur. Ce însemna prezența doar a Maicii Domnului și a Sfântului Ioan, pe lângă marea mulțime care se împrăștiase, care fugise? Singur între cer și pământ, ispășim greu, nespus de greu, păcatele noastre și răscumpărăm sufletele noastre din moarte. Părea că totul a fost în zadar, că tot ceea ce spusese Domnul Iisus până atunci, că tot ceea ce făcuse El în mijlocul acestui popor a fost în zadar. Așa părea atunci când El era atârnat pe lemnul crucii. Dar n-a fost așa. Așa a început și lucrarea oastei la începutul, în casa Lui, în părtășia cu El, în unirea cu El și în slujirea Lui. Dacă Domnul s-a îndurat să ne facă acest mare har de a ne rândui mântuirea noastră, ajungerea noastră de aici, în Împărăția Lui, prin această lucrare unică și sfântă, trebuie să mulțumim cu toată recunoștința Lui pentru asta. Când atât de mulți oameni bâșbuie, chiar dorind să afle mântuirea, chiar dorind să-L afle pe El și nu știu cum și unde să-L afle, li se spune adesea într-un mod greșit, într-un mod în care omul mai mult umblă pe lângă El decât să ajungă să-L cunoască pe El. Iar nouă ni s-a spus într-un fel atât de dulce, atât de frumos, atât de clar, atât de limpede. Și îl putem avea, îl putem primi și păstra, pentru că avem toate aceste mijloace puse la îndemână, trimise de Domnul Iisus prin părinții noștri. În cântările noastre, în adunările noastre, în rugăciunea noastră împreună, în tot ceea ce ne-a fost lăsat, prin toate aceste mijloace și comori, El este prezent. El este puterea cântărilor noastre, El este viața și bucuria adunărilor noastre, El este lacrima în rugăciunile noastre, El este tot ceea ce sufletul nostru are nevoie. Numai să ne deschidem spre El, numai să-L primim în inima noastră, în viața noastră, în sufletul nostru și să-L păstrăm, să trăim împreună cu El. În felul acesta, așa cum mi s-a spus, viața noastră va fi tot mai fericită, de la o zi la alta, tot mai frumoasă, tot mai fericită. Cu El biruim vrăjmașii, cu El despicăm întunericul, cu El îngrăznim acolo unde nimeni nu îngrăznește. Cu El și prin El. El ne dă puterea, curajul, îndrăzneala, izbânda, tot ceea ce cei din jurul nostru au nevoie. Fără El n-avem curaj. Nu putem îndrăzni. Ne biruie tot ce din jur. Și slugile vrăjmașului. Nu El, nu numai El. Și slugile vrăjmașului ne biruie. Cu El biruim totul. Oriunde ne-am duce, El este Cel care merge cu noi, El ne plănește calea și noi ne putem face lucruri cu izbândă, cu biruință, frumos. De aceea, când îl avem pe El, avem totul. Oriunde ne-am duce, în orice stare ne-am afla, în singurătate sau în mijlocul mulțimii, între frați, dar și între cei care nu cunosc pe Dumnezeu. Domnul ne ajută, ne deschide uși, ne deschide cale, ne face drum
deschide inimile oamenilor, ne dă lumina, înțelepciunea, priceperea și tot ce avem nevoie ca să putem ajuta pe cei din jurul nostru să-L afle pe El. Dacă dorim lucrul acesta, dacă dorim să lucrăm și să luptăm împreună cu El pentru mântuirea celor din jurul nostru. Ori scopul acesta, așa cum mi s-a spus de multe ori, lucrarea voastră a fost trimisă în poporul nostru și în biserica noastră, nu pentru mântuirea câtorva, nu pentru mântuirea doar a noastră, ci pentru mântuirea întregului nostru popor. Dacă Dumnezeu iubește neamul nostru, și noi trebuie să-L iubim. Să iubim poporul nostru așa cum este El. Este marea noastră datorie să ajutăm la mântuirea neamului nostru, a vecinilor noștri, așa cum sunt ei acum, poate străini de Dumnezeu. Ei au nevoie să se apropie de El, să-L cunoască pe El. Și Domnul ne va ajuta în această muncă și luptă sfânt. Mulțumim Lui din adâncul inimii noastre că L-am simțit prezent în seara aceasta, în mijlocul nostru și în lăuntrul nostru, în inima noastră, în sufletul nostru, în cugetul nostru. Să ne rugăm unii pentru alții pe mai departe, ca în această muncă și luptă sfântă să strângem tot mai mult rânduri, ca să putem avea izbândă tot mai mare și mai frumoasă. Să putem face bucurie Domnului nostru, care El întâi ne-a iubit și a plătit prețul răscumpărării sufletelor noastre, a plătit prețul bucuriilor noastre, a stării noastre împreună, a tot ceea ce am primit și avem noi de la El și prin El. Mulțumim din toată inima pentru tot Cuvântul Sfânt pe care L-am primit în inima noastră și dorim să-L păstrăm cu scumpătate în lăuntrul nostru, cerând ajutorul Domnului ca să poată aduce roade de pocăință și de mântuire în inima și viața fiecăruia dintre noi. El să fie binecuvântat și numele Lui slăvit pentru tot ceea ce ne-a dăruit și în seara aceasta și suntem încredințați că ne va dărui și pe mai departe.
Domnul este păstorul meu, nu mă duce lipsă de nimic. El mă paște în verzi pășuni și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu lemn și paharul meu este plin de dreptește el. Dar fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și mă locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră și-a de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și-ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce în ispită, ci ne mântuiește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava în vecii vecilor. Amin. Binecuvântat să fii Tu, Doamne, Dumnezeule veșnic, Tatăl nostru care ești în ceruri, care atât de mult a iubit această lume, că l-ai trimis de Domnul Iisus, de Fiul Tău, ca să trăim prin El. Și dragostea Ta s-a arătat față de noi, că nu noi Te-am căutat întâi și nu noi Te-ai iubit, ci Tu ne iubiți pe noi și l-ai dat de Domnul Iisus, de Fiul Tău, Te-ai iubit, ca jertfă de sfârșire pentru păcatele noastre. Îți mulțumim, Sfinte Tată, pentru jertfa Domnului Iisus. Îți mulțumim pentru Sfintele Sfânt și Sfânt al Domnului Iisus, care este prețul răscumpărării noastre. Îți mulțumim pentru ranele Domnului Iisus, prin care suntem vindecați. Mulțumim că ai trimis de Duhul Sfânt, Doamne, care să ne căluzească în tot adevărul și care să ne mângâi prin toate necazurile noastre. Îți mulțumim, Sfinte Tată, pentru oastea Domnului, pentru această lucrare sfântă, prin care ne-ai trimis cuvântul Tău și am aflat așa de frumos, așa de dulce și așa de minunat despre dragostea Ta și despre jertfa de pe Golgota. Mulțumim pentru Părintele Iosif Trifa, Doamne, mulțumim pentru fratele Marin, pentru fratele Traian, mulțumim pentru frații din localitățile noastre, Doamne, care au rămas credincioși și statornici, Doamne, în dragostea de Tăi, în cuvântul de la început, Doamne, care au trecut la Tine din această stare. Binecuvântat să fii Tu, prea dulcine nostru Mântuitor, Domnul nostru și Mântuitorul nostru, care a venit de la Tatăl și care ne-a iubit așa de mult pe noi păcătoși și pierduți, că pe Tine însuți Te-ai dat ca jertfă de sfârșire pentru păcatele noastre. Doamne, noi am păcătuit cu gura, dar Tu ai sfârșit cu gura Ta, că ai fost lovit cu palma peste ea. Noi am păcătuit, Doamne Dumnezeule, cu mâinile noastre și Tu ai ispășit cu mâinile Tale. Noi am păcătuit cu picioarele noastre, Doamne, și Tu ai ispășit cu picioarele Tale. Noi am păcătuit cu sufletul nostru, Doamne, păcătuind fără de hotar, Doamne, și Tu ai ispășit cu sufletul Tău. Noi am păcătuit cu Duhul nostru, Doamne, prin împietirea inimii, prin mândria, prin îngânfarea noastră, dar Tu ai sfârșit cu Duhul nostru. O fi binecuvântat în veci și în vecii vecilor, Doamne, pentru dragostea cu care ne-ai iubit și cu care ne iubești. Mulțumim frumos, Te-a dulcele nostru Mântuitor, drag Iisus și scump, că Tu vechezi asupra cuvântului Tău ca să împlinești și Tu vechezi asupra păgăduințelor Tale, Doamne, ca să le împlinești. O, îți mulțumim că și în seara aceasta Tu ai împlinit cuvântul Tău, spus Sfinților Tăi ucenici, acolo unde sunt doi sau trei adunați, în numele Tău, acolo vei fi și Tu. Mulțumim că am simțit din plin prezența Ta în mijlocul nostru. Mulțumim că Te-ai apropiat de sufletul nostru. Îți mulțumim că ne-ai îmbrățișat. Îți mulțumim că ne-ai strâns la sânul Tău. Îți mulțumim că ne-ai sărutat. Mulțumim că am simțit în inima noastră prezența Ta
și în mijlocul nostru prezența Ta, lumina Ta și dragostea Ta, care prin Duhul Sfânt, Doamne, ai turnat-o și în această sală, în inimile noastre. Mulțumim pentru frații și surorile cu care ne-am întâlnit în sala aceasta, în locul acesta. Mulțumim pentru cuvântul Tău. Mulțumim pentru tot ce ne-ai dat să vedem cu ochii sufletului, Doamne, să vedem și cu ochii aceștia de Tine. Și mulțumim pentru tot ce am simțit în inima noastră. O, venim la Tine cu mulțumire, venim cu recunoștință, ne plecăm la Sfintele Tale picioare și-ți mulțumim că tot ce avem și tot ce suntem în datorânția, Tu ne-ai adus prin jertfa Ta. Slavă veșnică Ție, Domnul nostru și Mântuitorul nostru! Și acum Te rugăm, Doamne, să însoțești cu har, să însoțești cu putere, Doamne, cu dar de sus, cuvântul care s-a vestit în țara aceasta, să lucreze în inima noastră, în viața noastră, să-și facă desăvârșit lucrarea în noi, Doamne, ca schimbat în același chip cu al Tău, o, Doamne, în lumea aceasta, într-adevăr, să ne simțim cu adevărat străini, să tindem spre patria cerească, Doamne, și în dorința noastră de fierbinte, de a ajunge acasă la Tine, Doamne, să ajutăm și pe alții, Doamne, mărturisându-Te pe Tine și dragostea Ta, chemându-i la Tine, Doamne, la Tine care ai murit pentru noi, care ai ispășit păcatul, care ai câștigat mântuirea și răscumpărarea noastră veșnică, care prin jertfa Ta, Doamne, a deschis raiul, îi chem pe toți și îi aștepți pe toți, ți-l dor de toți, o, Doamne, și nimeni nu ne poate locui înaintea Ta, ci Tu ne dorești pe fiecare dintre noi și de aceea îți mulțumim, Doamne, pentru această mare iubire pe care Tu ai descoperit-o și în viața noastră. Te rugăm din toată inima, Doamne, pentru adunarea de aici, din Galați. Binecuvântează pe toți frații și toate surorile. Binecuvântează pe frații, Doamne, care mărturisesc despre Tine, despre cuvântul Tău. Ajută-i pe toți, Doamne, ca cunoscându-Te pe Tine această cunoștință, Doamne, să o răspândească în adunare, să o răspândească în jurul lor. Și fiecare frate sau soră, tânăr sau bătrân, Doamne, Dumnezeul nostru, cunoscându-Te pe Tine, primindu-Te pe Tine, să se facă un mărturisitor al Tău, Doamne, cu cuvântul și cu fapta, Doamne, fiecare în jurul unii trăiește, unii își desfășoară activitatea în fiecare zi. O, Domnul nostru, și Te rugăm pentru toate adunările oaste, Domnul, din țara noastră și de peste hotarele ei. Te rugăm din toată inima pentru frații lucrători, pentru toți acei, Doamne, care vin înaintea noastră să ne vorbească de cuvântul Tău. Ajută-i pe toți să ajungă la Tine, la cunoașterea Ta, la părtășia cu Tine, la dragostea Ta și astfel, Doamne, cunoscându-Te pe Tine și dragostea Ta și jertfa Ta, să mărturisească fraților și surorilor din adunările lor. Așa Te rugăm din toată inima pentru lucrul acesta și scoate, Doamne, lucrători destoinici la lucrul Tău, bărbat și femei, plin de Duhul Sfânt, plin de credință, plin de putere și înțelepciune, care să Te cunoască, care să știe ce vor, o, Doamne, Dumnezeul nostru, și care, plin de iubire, Doamne, plin de dragoste, în această lume numai unei ure, Doamne, numai dispreț și răutate, să ducă numele Tău, să ducă dragostea Ta, să ducă jertfa Ta. Te rugăm pentru biserica noastră străbună, Doamne, pentru toți păstorii din biserica noastră, pentru membrii Sfântului Sinod, Domnul și Dumnezeul nostru, cuvântul Tău, o, Doamne, Dumnezeul nostru, să fie în inima și în gura fiecăruia, să ajungă toți pe Tine să Te cunoască așa cum ești Tu și dragostea Ta, Doamne, și astfel fiecare din ei, Doamne, să-și îndrumi păstorițe lor spre Tine, spre jertfa Ta, spre dragostea Ta, spre împărăția Ta. Și Te rugăm, o, Doamne, Dumnezeu nostru, cum să binecuvintezi pe toți și cheamă numele Tău în vreun loc din țara noastră și de pe tot pământul. Ajută-i pe toți cu adevărat să Te cunoască, să Te cunoască pe Tine, să Te primească pe Tine, Doamne, să Te mărturisească pe Tine,
Să ajungem, Doamne, și în țara noastră, tot poporul nostru, să te cunoască pe tine, să cunoască dragostea ta. Te rugăm, Doamne, pentru adunări, pentru tineretul din adunările oaste, Domnului. Amen. Și pentru tot tineretul din adunările creștine. Doamne, să crească un tineret credincios, cu dragoste curată, care să te iubească pe tine, care să te primească și primindu-te pe tine, o adevărată comoară, să te mărturisească pe tine, fiecare, Doamne, acolo unde se găsesc ei. Și te rugăm, Doamne, pentru tot tineretul țării noastre, pentru toți pruncii, pentru toți copiii și pentru toți tineri și pentru educatorilor, învățătorii și profesorilor. Să ajungă ei mai întâi să te cunoască pe tine, Doamne Iisuse, să cunoască dragostea ta și apoi să te mărturisească pe tine sufletilor tineri care sunt dați, Doamne, să ai învăța și să ai, ai educa. Să ajungem, Doamne, că în toate instituțiile statului, în toate școlile, în toate spitalele și în toate locurile, Doamne, Dumnezeul nostru, să fii slăvit, să fii mărturisit și să fii crezut, Doamne, și urmat cu dragoste fervinte. Să ajungă poporul nostru tot să te cunoască pe tine, să cunoască dragostea lui și îngenunchează la pișorul crucii tale să-ți aducă mulțumirea, să-ți aducă lauda și slava care numai ție ți se cuvine. Te mai rugăm, Doamne, să binecuvintezi pe bătrâni, să binecuvintezi pe văduve, pe copii orfani, pe copii lepădați de mamele lor, pe cei handicapați, pe cei ce n-au pe nimeni, Doamne, care n-au pe nimeni să-i mângâie, care n-au pe nimeni unul din ei să le se întindă o bucată de pâine. O, Domnul nostru și Dumnezeul nostru, lucrează în inimile noastre ale tuturora, pleacă inimile noastre, calcă-le Tu cu picioarele Tale, Doamne Sfinte, zdrobește-le Tu, Doamne, să putem privi nu numai la noi și nu numai la ai noștri și nu numai la folosul și interesele noastre, să putem vedea durerea aproape noastră, să putem vedea lipsa lui, Doamne, și să nu ne închidem inima, Doamne, față de suferința celui din jurul nostru. O, Domnul nostru și Dumnezeul nostru, Te mai rugăm să binecuvântezi conducătorii țării noastre, președintele țării, primul ministru, Doamne, membrii guvernului, membrii parlamentului, liderii partidelor politice, legătorii de la orașe și sate. Dă-le, Doamne, înțelepciunea să ajungă să Te cunoască pe Tine, ca în țara aceasta, Doamne, să se împlinească dreptatea, cinstea, Doamne, iubirea, Doamne, și Bunul Sfânt, ca să nu se mai plângă nimeni de nedreptate sau de înșelăciune. Binecuvântă, Doamne, pe cei ce judecă de la tribunale, de la judecătorii, judecători, advocați și procurori, binecuvântează pe cei din poliție, din jandarmerie, pe toți acei ce sunt cu ordinea socială, Doamne Dumnezeule veșnic, dă-ne, Doamne, îndemnul acesta, cuvântul acesta, grija și teama aceasta, Doamne, ca aceasta slujbă să o facă nu pentru folosul lor, Doamne, ci pentru slujba care sunt chemat și care trebuie să o facă curat și sfânt și drept și pentru care va trebui să răspundă nu numai în fața autorităților, ci și în fața Ta. Din toată inima îți mulțumim pentru revedirea noastră din această sală, pentru starea noastră fericită, Doamne, și pentru tot ce Tu ne-ai dat. O, Doamne Duhului Sfinte, prea binecuvântat Cuvânt Ceresc, ce slab suntem noi, ce, Doamne, suntem nepriceput și cu câte ar trebui să venim înaintea Domnului și Mântuitorului nostru, Te rugăm, milosește Tu pentru noi cu susținere grăite, ca totul, Doamne Dumnezeu nostru, să fie îndreptat și totul să ajungă pe Tine, spre slavă și mărirea Dumnezeu și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ne închinăm în fața Ta, Domnul nostru și Dumnezeu nostru, fii binecuvântat, fii slăvit, fii preamărit pentru toate, că Tu ești Dumnezeu nostru și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. O, nu m-ar viața!